Oameni buni, să ne dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Mulțumesc tuturor celor care s-au uitat ieri la emisiunea mea, o cotă de audiență foarte bună, foarte bună. Am depășit multe posturi de televiziune cu pretenții, nu de ăștia oteviști de 2 lei ca noi. Mulțumesc mult celor care mi-au fost alături și chiar dacă am deranjat foarte multă lume, am primit e-mail-uri de-astea bizare, de la toți ciudații, toți trepanații, toți necăjiții, ăștia rupți de realitate, nu m-a deranjat. Ba chiar la, nu știu, la 2-3 mail-uri am și răspuns. Restul chiar nu meritau, erau abjecte. În schimb, am primit foarte multe mail-uri care apreciau punctele de vedere pe care le aveam eu și pe care, de fapt, le aveam foarte mulți dintre cei care discutam ieri pe tema transformării șpăgii în România în premiu. Legalizarea șpăgii, de fapt. Astăzi vă pun în dezbatere, dacă vi se pare interesant, cine mai e vinovat. Eu nu mai știu, nu știu, care sunt vinovații de ce se întâmplă în România. Pentru că am văzut, și o să vedeți și voi, ce se întâmplă cu ăia care au condus primăriile, consiliile județene, prefecturile, guvernul, parlamentul României, toate astea făcute de PDL. O să vedeți imediat ce se întâmplă cu ei, unde ajung, cum sunt primiți cu flori și cu brațele deschise și cu mare bucurie, și atunci mintea mea sărmană, de om care nu mă pricep, rămâne blocată la întrebarea dacă șefii PDL trec la USL, senatorii, deputați, miniștri, secretari de stat, președinți de consilii județene, ăștia trec la PNL 90% și la PSD, atunci care mai sunt, frate, vinovații pentru ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani în România? Oameni buni, trăim într-o Românie pe care o conduce de foarte mulți ani, foarte mulți ani, echipa condusă de Traian Băsescu și Emil Boc. Indiferent cum s-au numit membrii echipei, așa este. Iar rezervele, sau mă rog, ăia fără de care nu se putea, UDMR-ul și pe UNR-ul ăsta, nu știu cum se numește, ăștia lui Oprea, nu știu cum se numesc, UNPR-ul, deci ăștia sunt așa, cum se cheamă, băieții de minci. Dar echipa, scheletul adevărat al echipei, este format din pedeliști, care au trei calități. Una, senatorii, a doua, deputați, ambele aceste categorii, susținând ce? Guvernul PDL, guvernele Boc, înșirate pe distanța a 4 ani. Aici s-a întâmplat cu tăierea de pensii, cu tăierea de salarii, cu închiderea de spitale, cu nenorocirile din școli, cu indemnizațiile pentru bebeluși și mămicuțe, cu laptele praf. Aici s-a întâmplat cu creșterea TVA-ului care a nenorocit România. Aici s-au întâmplat toate, frate, în acest conglomerat numit guvernarea Boc, mă rog, guvernarea PDL Boc din ultimii 4 ani. Ok, acum hai să vedem care sunt vinovații adevărați. Mihaela Popa, senator și vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal, o aveți în imagine, a trecut ieri, la Partidul Național Liberal. Timp de 4 ani, doamna Popa a susținut prin voturile sale din Senat tot ceea ce a propus guvernul Boc. Acum această femeie este în Partidul Național Liberal, primită acolo cu brațele deschise. Că femeia a fugit spre Cașcaval este normal, că liberalii însă au primit-o cu bucurie, nu știm să răspundem. Domnul Sorin Frunză Verde, prim vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal și, iată-l, președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin. Vă dați seama câte miliarde a avut pe mână timp de 4 ani la Consiliul Județean Caraș-Severin. A fost 4 ani lider PDL, liderul PDL în Caraș-Severin, nu a plecat de lângă Boc când s-au tăiat salariile, pensiile, a rămas acolo, a jupânit banii județului ca pedelist, repet, timp de 4 ani. Acum vrea să fie reales, tot în aceeași funcție, tot la cașcavalul de la Consiliul Județean, dar pe listele Partidului Național Liberal. Bravo lui!
Darius Vâlcov, liderul Partidului Democrat Liberal în Olt. Iată-l. Acest băiat a condus organizația de Olt a PDL-ului aproape 4 ani. 4 ani în care a fost și primar în Slatina, în reședința de județ de la Olt, sub steagul și sub afacerile marca PDL. Acum candidează sub steagul lui Ponta și al lui Antonescu. Nu a criticat 4 ani PDL-ul, indiferent ce a făcut guvernul Boc. PDL-ul, PSD-ul lui Ponta l-a primit cu drag și l-a pus candidat la primăria Slatina. Valentin Rusu, deputat al Partidului Democrat Liberal, a trecut și el, iată-l, a trecut la PNL. Este finul lui Frunză Verde, a susținut închiderea spitalelor și tăierea pensiilor, nu l-a criticat pe Boc niciodată în ăștia 4 ani și este știut drept deputatul butoane pentru că a reușit într-o singură zi să voteze de 26 de ori cu cartelele colegilor de la PDL. Gheorghe Hogea, deputat PDL, ăsta din imagine. Gheorghe Hogea, deputat PDL, a trecut și el tot la PNL, tot la domnul Antonescu. Ca și ceilalți, a votat toate măsurile luate de Emil Boc, fără să critique guvernarea pe care guvernarea lui Boc a susținut-o aproape 4 ani. A fost de acord cu diminuarea alocațiilor pentru copii, cu TVA-ul, cu tăierea pensiilor. PNL-ul însă l-a primit ca pe un salvator al neamului, acest individ. Mai departe, Iosif Secășan, tot senator, de data asta PDL, sau mă rog, tot pedelist, de data asta senator, a trecut și el tot la PNL. Bă, gândiți-vă bine că ce vă citesc nu sunt vorbe. Domnul din imagine, senatorul Secășan, a susținut prin voturile sale timp de aproape 4 ani măsurile guvernării Boc. Nu a criticat creșterea dramatică a TVA-ului care a sărăcit populația României, iar acum fuge spre cașcaval, ceea ce nouă ni se pare normal. Că PNL-ul însă îl primește ca și cum nu l-ar fi susținut niciodată ăsta din imagine pe Emil Boc, este o problemă la care nu știm să răspundem. Și acestea sunt doar câteva, repet, câteva dintre exemplele recente, scoteți-l pe ăsta după imagine, și vine întrebarea firească. Bă, dacă prim-vicepreședintele, vicepreședinții, senatorii, deputații, primarii marilor orașe, toți ăștia de la PDL, bă, care au fost până acum, ăștia care au tăiat pensii, au tăiat salarii, au ridicat TVA-ul de la 19 la 24, au băgat mâna în buzunarul oamenilor, ăștia, din imagini, Mihaela Popa, Frunză Verde, Secășan, Hogea, ăștia, mă, dacă sunt primiți la PSD și la PNL cu brațele deschise, ba mai mult, pe Frunză Verde l-au pus direct vicepreședintele la PNL. Bă, întrebarea mea de om prost de aici, de la OTV, bă, dacă ăștia au trecut toți de la șefia PDL-ului la șefia PNL-ului și la USL, bă, cine sunt vinovați? Care sunt vinovații? Ce trebuie să înțelegem noi, prostimea, despre cine este vinovat de ce s-a întâmplat în România ultimilor 4 ani? Aceasta e întrebarea. Dacă vi se pare interesantă, e adevărat că somnul nostru al prostimii naște monștri. E adevărat că niște oameni ne leagănă, poate adormim. Noi, dai dracu, unii, nu vrem să dormim, vrem să vorbim. Deschidem liniile telefonice, oameni buni, cu precizarea că vorbim despre un lucru extrem de important. Bat alegerile la ușe și trebuie să știm măcar cine sunt vinovații ca să nu-i mai alegem. Bă, pe aia care sunt vinovați, dar repet, trebuie să analizăm în contextul în care șefii partidului care a guvernat și guvernează încă România, că sunt ei deputați, senatorii, foști miniștri, foști alea, sunt primiți cu brațele deschise în conducerea Partidului Național Liberal sau în conducerea USL sau la Partidul Social Democrat al lui Ponta. Bună seara! Să rămână, Silvica, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Ia, spune, Silvica. Domnul Barbu. Da. Cei de la USL își adună oamenii pentru că ei sunt toți de aceeași culoare. Toți au suc de la aceeași vacă, să spun așa, românește. Este adevărat, domnul Barbu? Nu știu, Silvica, e mai importantă părerea ta decât părerea mea. Eu vreau doar să aud ce înțelegem noi, românii simpli, din ce se întâmplă. Deci eu asta înțeleg. Ei au suc deja, acum, pentru că sunt bruiați, nu mai știu ce să mai facă, se agață de orice. Și nu mai știu, se adună împreună cu toții ca să poată să iasă la liman, asta vor, pentru că sunt, deja sunt, cum să vă spun, sunt din toate părțile loviți de oamenii care și-au dat seama. Sunt oameni care și-au dat seama de mafia lor care au avut-o în jurul tuturor partidelor până acum de la guvernare.
cum poate să spună cei de la PDL care intră la PNL? Cei s-au amestecat așa încât a prostit lumea și vă spun, oamenii nu știu despre ce e vorba și e păcat că nu ascultă, majoritatea ar trebui să asculte OTV-ul și să-și dea seama de gravitatea faptei. Ce să vă spun, mai ales oamenii de la țară sunt duși, așa cu săhărelul. Habar nu au. Eu locuiesc în Deci, Silvica, de vreme ce ăștia, uite, tanti asta din imagine și ăilalții pe care îi arătăm noi de vorbind de ei, ăștia care au fost parlamentari 4 ani, ăștia au guvernat România, trec acum la PNL și la PSD, la Ponta. Da. După părerea ta, Silvica, cine sunt, mămică, vinovații dezastrului din țară? Vinovații? Da. Vinovații sunt în primul rând cei de la început care au fost la guvernare, dar primii vinovați suntem noi, pentru că i-am ales, pentru că nu am știut. I-am ales și eu, l-am ales pe Băsescu, l-am ales că nu știam. Deci noi purtăm vina, noi, dar în momentul de față poartă vina cei de la... Ponta vrea să-și adune oamenii, da? Este adevărat. Nu, domnul Eu repet, eu te ascult. Mă abțin, astăzi vreau să mă abțin de la comentarii. Da, vă înțeleg, domnul Barbu. Deci, USL-ul adună ultimile rămășițe, ultimile jafuri, ultimii pai care s-au adunat acolo. Asta este. Vă spun, deci Tulcea, ce să spun? Tulcea arată frumușel, dar cât s-a subt de aici și cât se mai suge de aici, domnul Barbu, să vă spun sincer. Sunt pornită, sunt cu familia, sunt cu oamenii de la sat care sunt porniți. Eu mă trag din Delta, am mai vorbit odată. Da, Silvica, mulțumesc mult. Salut, Nicolae, ești în direct. Vă salut cu respect, domnul Tudor Barbu. Am mai intrat în direct și ieri și mi-am spus câteva puncte de vedere. Aș vrea să vă răspund la întrebare. Cine e vinovat pentru dezastrul în care ne aflăm la ora actuală? Aș vrea să vă dau un răspuns la care sunt convins că vă așteptați sau ați vrea să-l auziți. Nu știu. Domnul Tudor Barbu, părerea mea că vinovați suntem noi, alegătorii, sunt cei care i-au ales pe acești nesimțiți. Pentru că de atâția ani, indiferent că a fost vorba de PNL, PSD și așa mai departe, toți au fost niște mincinoși. Îmi te rog frumos să închide ușa. Toți au fost niște mincinoși. Au dus lumea de nas, mă rog, în campaniile electorale cu sacoșica, cu prosteala și așa mai departe. Nu ei sunt vinovați. O vorbă spune că nu e prost cine cere, prost cine dă. Noi așa, noi i-am dat votul. Ei l-au cerut. Înțelegeți? Prin tot felul de tertipuri. Nu ei sunt vinovați, asta în opinia mea. Noi suntem proști și idioții care am votat pe cine nu a trebuit. Da, deci Nicolae, tu spui că vinovați suntem noi de dezastru. Domnul Tudor Barbu, haideți să o luăm așa atunci. Păi, dacă după 4 ani nu s-a schimbat nimic, lucrurile au mers din rău în mai rău. Dacă după alți 4 ani lucrurile la fel au mers din rău în mai rău, nimic nu s-a schimbat, s-au vândut companiile statului, s-a vândut tot ce s-a putut vinde, s-a distrus, s-au distrus uzine, s-au distrus fabrici. Nu cred că mai are un om unde să ducă să lucreze, de exemplu, ca strungar, cu excepția firmelor private, dau așa un exemplu. Nu mai există nimic la ora actuală. S-au construit mall-uri pe pământurile unde cândva au existat mari fabrici, mari uzine. Da, eu te întreb așa, Nicolae. Pur și simplu pasivi. Nicolae, te întreb așa. Da. Ăștia, uite ăsta, finul Frunză Verde, mare deputat al Partidului Democrat Liberal. Haide să fim serioși. Cine? Mă, dar ăsta, eu înțeleg că ăsta vrea să fugă acum de ce a făcut. A fost la guvernare 4 ani. Acum s-a dus la PNL. Întrebarea mea, PNL-ul care spune că PDL-ul a distrus România, ăștia lui Boc. Păi ăsta este unul dintre șefi, pentru că e deputat al lui Boc. Înseamnă că se... Păi nu, e simplu, domnul Tudor Barbu, înseamnă că se pregătesc pentru un nou dezastru. Un nou dezastru, e clar, nu? Da. Păi stați puțin, adică dacă fug de la PDL, se duc la PNL. PNL-ul a fost la guvernare. Ce au făcut? Că n-au făcut nimic. Tot furăciuni, România duce lipsă de drumuri, duce, mă rog, în fine, populație săracă, vai de capul ei,
mă rog, nu toți, nu toată populația României, nu vorbesc de 100%, dar în mare majoritate, ca să o spunem pe aia dreaptă, nu, e o foame crâncenă. Și ce o să facă? Bine, fug de la PDL, se duc la PNL. Sunt aceiași mincinoși ordinari care vor în continuare să fure, să mintă poporul și nimic altceva. Iar omul de rând va trăi în sărăcie, va fi la fel de prostit ca și până acum, iar ei vor sta foarte bine cu conturile umflate, nu prin băncile din România, că sunt șmecheri, îi duce căpățâna, așa, prin conturile de pe afară. Și bineînțeles că nu o să poată nimeni, atâta timp cât ei guvernează, cât sunt la putere, nu o să poată să-i controleze nimeni. Și ei și familiile lor vor fi fericiți, iar românul de rând va rămâne la fel de dobitoc, prostit, repet, și idiot, și înfometat, și așa mai departe. Asta este părerea mea. Mulțumesc, Nicolae. Salut, Mihai! Vă salut, domnul Barbu. Domnul Barbu, o întrebare, dacă vreți să-mi răspundeți. Dacă știu, îți răspund. Sigur, dacă nu știți, nu răspundeți. Dacă aflați luni, răspundeți. Dacă aflați marți, răspundeți. Sau nu răspundeți niciodată. Aveți idee cât costă concertul ăla pe care îl promovează OTV-ul Dan Diaconescu din sectorul 2 din Lunca Flor? Asta pe timp de criză, așa. Nu, n-am. 22 de ani în România. Întrebarea e corectă. Numai că e corectă până la un punct. Concertul lui Onțanu, că bănuiesc că despre ăla vorbiți, nu costă nici mai mult, nici mai puțin decât concertele liberalilor, ale PSD-știlor, alu Hrebenciuc, alu ăla de la Iași, cum îl cheamă, Nechita, la fel costă concertele, domnul meu. Domnul Barbu, da. Știți cum răspundeți dumneavoastră acum? Dar e un răspuns greșit? Nu, n-am spus asta. Am crezut că greșesc. Am spus că Gingirica acum 5 ani este un ticălos. Și dacă ăla a fost ticălos, să nu fiu și eu ticălos? Da, vi se pare normal, eu vă întreb așa, vi se pare normal când eu discut de șefii Partidului Democrat Liberal care migrează la PNL cu sutele, dumneavoastră să mă întrebați de concertul lui Onțanu, vi se pare normal? Asta e o țară sănătoasă la cap? Am încheiat cu concertul, este până la urmă și asta este o sănătate. Ce legătură are? Ce ați vrut să scoateți în evidență? Că ce? Vă las pe dumneavoastră să trageți concluzia, domnule. Dar eu am tras concluzia, că toți sunt la fel. Dar știți care e problema? Că n-avem puterea, noi prostimea, să recunoaștem că toți sunt la fel. Noi credem că unii sunt răi și alții sunt buni. Asta no. Până când, Mihai, ascultă-mă puțin, da. Vom crede tâmpenii asta noi, imbecilii de români, vom crede că unii sunt răi și unii sunt buni, până când nu vom mai avea nici chiloți în cur, nici ce da copiilor de mâncare. Și atunci, abia atunci, Mihai, vom realiza că toți sunt la fel și că ce spunea Barbu acum 2 ani, acum 3 ani, acum 4 ani e corect. Știu ce mi s-a părut cam excesivă promovarea, dar n-are importanță până la urmă că nu prea are. Așa, bine. Văd că nu are. Dar eu te întreb pe tine, Mihai, dacă șefii de la PDL pe care ți-am arătat, senatori, deputați și lista va fi mai mare, mai am aici oameni despre care încă nu spun, îi știu eu că vor pleca de la PDL la PNL. Așa. Dacă ăștia pleacă și ei îi primesc cu brațele deschise, atunci cine sunt vinovații pentru ce s-a întâmplat în România? Au răspuns. Acei oameni sunt oameni deștepți, își cunosc interesul. Așa. Care nu-ți cunosc interesul sunt cei care votează acum, domnul Barbu. Am înțeles. Dar interesul lor e unul și același cu interesul prostimii? Alu ăsta, alu Gheorghe Hogea, pe care îl vezi acum, interesul ăsta este interesul mulțimii, este interesul prostimii sau e doar interesul lui personal? Dați-mă un singur exemplu care promovează interesul poporului din politicieni. Eu nu cunosc niciunul, Mihai. Nici eu nu cunosc, domnul Barbu. Păi și atunci, bravo ție, vorbim aceeași limbă, Mihai. Bineînțeles că vorbim aceeași. Înseamnă că tu faci parte dintre cei care în România s-au trezit de mult. Bravo. Eu v-am spus că vinovații principali sunt românii, nu ei, că ei sunt puțini, sunt angajații noștri, sunt administratorii acestei țări, iar noi trebuia din când în când să protestăm acolo unde sunt derapaje. N-am făcut-o, suntem vinovați și plângem că e sărăcie. Dar ce explicație, Mihai, ce explicație dai tu în numele conducerii PNL, alu Antonescu și alu Hașoti și alălora, pentru că îi primesc cu brațele deschise pe toți ăștia, care până acum au impus și au votat măsurile guvernului Boc? Uite ăsta, uite băiatul ăsta din imagine, Iosif Secășan ăsta. Uitați care e răspunsul meu. Eu am avut totuși o speranță că va veni USL-ul la guvernare și că îi voi vota. Am hotărât de aseară să nu mai votez USL-ul și încă nu sunt hotărât cu cine voi vota, din păcate. Bine, Mihăiță, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mergem mai departe, bună seara. Salut, Virgil. Virgil mă numesc, cu mine vorbiți. Da, da, cu da, da, Virgil, ești da, în direct. Voi la televizor, da. Da, domnul Barbu, văd că majoritatea oamenilor care dau telefon
dă vina pe așa zisa prostime, pe populație. Eu nu prea sunt de acord cu asta. De ce? Nu suntem noi de vină, fiindcă cei care ne-au condus de la așa zisa revoluție, care și dumneavoastră, că aia a pus lovitură de stat pe față. O parte așa? Din ea, o mică parte din ea. O mică parte din ea, da. Restul a fost, restul a fost, restul, Virgile, restul a fost revoluție pe bune, tată. În 20 și... După ce a plecat Ceaușescu, a fost revoluție pe bună. Până atunci a fost lovitură de stat, da. Da, toată lumea, atunci a greșit, că lumea a fost de acord cu domnul Iliescu. Cine a fost Iliescu? Eu nu l-am văzut pe baricade, eu nu l-am, a fost omul rușilor, clar, nu? A fost pus de ruși, se știe clar. Bun, dacă era adevărată revoluție... Băi, Virginica, stai așa, era... tată, păi, stai așa să spunem, să spunem oamenilor că Iliescu ăsta care zici tu că a fost pus de ruși, da, a jupânit, a condus România când România avea de toate. Avea CAP-uri, avea pământuri, avea fabrici, avea uzine, avea combinate, exact, avea de toate, tată. Avea petrol, avea gaze naturale, avea tot. Exact. Așa a luat-o, așa a luat, așa a luat-o Iliescu. A luat-o așa și a dus-o... Și până și a terminat mandatul, ce a mai rămas? Nu știu, mă, nu știu, prietene, păi, spune, spune tu, nu mă întreba pe mine, spune tu. N-a mai rămas nimic, fiindcă a lăsat, a dat frâu liber la toți foștii mari care au fost tot din posta conducere, dar nu prea puteau ei să iasă la liman cu banii furați pe vremea aia, știți, că atunci erau condamnări grele și pe bună dreptate, foarte bine era, că o țară numai așa o țin mână, o țară care e obișnuită cu opresiune. Uite, tante asta din imagine, care timp de 4 ani a votat și a susținut toate măsurile luate de guvernul Boc, doamna Mihaela Pop, vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal, a trecut ieri la Partidul Național Liberal. Întrebare. Păi dacă asta nu e vinovată, fata asta, femeia asta nu e vinovată de ce s-a întâmplat în România deloc, din moment ce liberalii au luat-o cu brațele deschise, da, care da. Sunt, prietene, care sunt vinovați atunci? Da, păi exact aici voiam să ajung. Deci nu prostimea e de bine că s-a ajuns unde a ajuns. Noi am fost păcăliți. Toată țara asta a fost păcălită de la un partid. Băi, de la un rău, cine a păcălit-o, mă? Dar cât de prost, dar cât de prost păi suntem? Păi asta e că am fost băi, proști că n-a ieșit, că n-a trebuit să contestăm. Băi, Virgile, dar cât de proști să fim noi, Virgile, cât de proști să fim noi să ne păcălească ăștia de 22, da, mă, mâncați-aș gura. Că nu ne-au păcălit odată sau de păi două ori. Bă, ne păcălesc de 22 de ani. Așa e, păi acum măcar în ceasul al treilea să nu stai un pic. Băi, nu, stai un pic. Prima oară se numește păcăleală, a doua oară se numește, bă, hai că m-am mai stat odată, bă, dar a treia oară deja e prostie, iar la noi e de vreo 18 ori. În 22 de ani e de vreo 18 ori. Am mers la vot și am pus mâna pe ștampilă de vreo 18 ori până acum. Ăia care s-au dus, nu eu. Da. Băi, asta mai e păcăleală? După 18 voturi mai e păcăleală? Nu e păcăleală, asta nu e. Bă, frate, dar... Vedeți, e o strategie, ăștia duc o strategie de exterminare, toate partidele, pe toate fronturile. Bun, întrebarea mea punctuală, Virgil. Spune. După părerea ta, Virgil, din București, cine da. Sunt vinovații pentru ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani în România? Care sunt vinovații? Că văd că ăștia care sunt senatori, deputați, foști miniștri alea, trec la PNL. Care sunt vinovații? Păi ei sunt vinovați și cei care îi primesc și cei care pleacă. Am că înțeles. Nu-i trage nimeni la răspundere. Am înțeles. Știți că și domnul Băsescu și fosta guvernare, Boc și așa mai departe și actuala, toți își asumă răspunderea, da? Prin asta ne-au păcălit. Domne, vă facem, dar de ce nu și-o asumă, nu-i trage nimeni la răspundere? Că și eu sunt... Păi n-are cine să-i tragă, băi, Virgile, păi da, n-are cine pe doamna... Păi noi prostii. Păi n-are, noi prostii, uite-te la ăsta, îl vezi pe Sorin Funză Verde? Pe cât faci pariu cu mine că a fost 4 ani de zile președinte la Consiliul Județean din partea lui Boc și următorii 4 ani va fi tot președinte la același Consiliul Județean, la același cașcaval uriaș, din partea lui Ponta și al lui Antonescu? Pe cât faci pariu cu mine? Da, păi așa e, bă, așa e. Păi a votat. Bun. Aici e o clacă, e o clică, e o mafie, domnule, e o mafie. Mersi mult, Virgil. Mergem mai departe. Bună seara. Da, Florica, zi. Bună seara, domnul Barbu. Să rămână, Florica. Multă sănătate și toți băi buni pe lumea asta. Vă sunt din Spania, sunt din Arad. La toată lumea, Florica, la toată lumea. Îmi vine să plâng, domnul Barbu. Plâng. Efectiv, plâng ce văd pe televizor. Vă urmăresc în fiecare zi. Nu-mi vine să cred că românii sunt așa de proști. Nu-mi vine să cred că compatrioții mei sunt așa de proști. Nu-mi vine să cred. Credeți-mă, nu mai știu ce să vă spun. Toți sunt apă și pământ, toți sunt niște, toți sunt niște măgari, toți sunt niște furăcioși care au furat toată țara de ani de zile. Nu mai pot. După părerea ta, liniștește-te, Florica.
Și spune-mi așa, cum nu știu cum se vede din Spania, eu știu cum se vede de aici, de la București. Dacă toți ștabii, toți parlamentarii, toți ăștia care au votat toate măsurile luate de guvernul Boc, acum trec la PNL sau la PSD cu brațele deschise, îi primesc ea. Cine mai sunt? Mai știu ce să spun. Care sunt vinovații după părerea ta? Care mai rămân vinovații? Toți. Toți. Foarte tare. Toți. 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 Foarte tare. Nu pot să spun altceva. Toți, toți, toți. Cum e viața voastră, fată, acolo în Spania? Cum e, domnul Barbu? Știți cum e? Cum ne ajută bunul Dumnezeu de la o zi la alta? Nici aici nu-i nimic roz, nici aici nu-i chiar așa. Cum cred alții, dar problema este în felul următor. Măcar avem ce să punem pe masă și ce să mâncăm și ne gândim la ziua de mâine, domnul Barbu. Reușești, auzi, fată, reușești să trimiți acasă la familie vreun ban? Eu vă spun sincer, fata mea aici cu mine, noi suntem amândouă, fost și cu băiatul și cu nepoțelul și cu nora mea, dar au plecat în România din februarie și vor să meargă la nemți să lucreze acolo. Dar cu actele din Spania mă gândesc că cu rezidență nu e așa problemă ca și din România dacă te duci. Nu știu, o să încerce în luna mai. Următoarea lună o să ducă. Bine, fetiță. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere. Îți mulțumesc pentru telefon și prin tine îi salutăm noi de la Se Întâmplă Acum, îi salutăm pe toți românașii noștri de prin străinătate. Indiferent unde s-ar afla, să le dea Dumnezeu putere și sănătate, că știu, au viață foarte grea. Ce au ăștia viață grea aici? Dar ce au ăia pe acolo? Că îi mai și tratează străinii cu curul. Să uită la ei de parcă ar fi ciorditori și nenorociți. Și săracii majoritatea muncești cinstit. Bună seara! Sănătate! Salut, Victor! Ce pot să spun? Ce crezi? Eu am considerat că sunt singurul vinovat, că în 96 am votat singur convenția din tot județul Hunedoara. Foarte tare. Toți râd de mine, dar a câștigat convenția, mă mir. Da, asta e. Dar să știi că n-ai votat-o singur în Hunedoara, a avut voturi multe CDR-ul. Nu recunoaște nimeni, domnule. Mai nu recunosc, păi dar ai văzut român? Băi, acum vreau să te întreb ceva, Victoraș. Tu ai văzut vreun român care să recunoască că l-a votat pe Băsescu? Ia întreabă tu pe stradă. Nu. Ei, și acum toți colegii mei merg cu USL-ul. Foarte bine, băieți deștepți. Asta da. Este, eu abia aștept. Uite, suntem în săptămâna aluminată după învierea Domnului. Abia aștept să vină la putere Ponta și Antonescu. Abia aștept. Eu am drept de vot din 92. Am dat vot nul până 96, când am votat convenția. Și din 96 până acum am dat tot luna de vot nul. Colegii tăi sunt niște inteligenți care vor vota așa cum trebuie, adică să vină la putere Ponta și Antonescu, tată. Bravo! Am fost singurul vinovat că a ieșit convenția în județul Hunedoara. Acum răspundem și la întrebarea emisiunii. Dacă ăștia șefii de la PDL trec cu zecile la PNL și la PSD, care sunt vinovații de fapt? Stai să vezi că o să mai treacă. Păi vinovații suntem noi că-i votăm. Foarte tare, tată. Păi dar noi votăm, nu? Foarte, da. Și aseară am rămas căscat când am văzut deputatul și senatorul de Cala Severin cum trece la PNL. Foarte tare. După ce, fii atent, Victore, știi când trec ăștia la PSD, la USL? După ce au votat scăderea pensiilor, da, după ce au votat creșterea TVA-ului, după ce au votat scăderea salariilor, după ce au votat închiderea spitalelor, da. 4 ani de zile au fost alături de Emil Boc, nu l-au criticat, da? Uite da. La ăsta, Darius Vâlcov, a fost da, liderul... Știi ce îmi pare bine? A. Că o să rămână Victoraș Ponta cu buza umflată, că îi trage țapă PNL-ul. Bă, nu știu, uite-te la ăsta din imagine, tată, Darius Vâlcov. Da, da, îl știu. A jupănit Slatina, îți dai seama ce bani, ce afaceri s-au învârtit în Slatina pe mâna lui ăsta, da? Și acum câteva luni spunea că cei mai mincinoși și nenorociți sunt ăia de la USL. Iar acum da, este membru... Nevastă-sa țipă pe toate televiziunile cu puterea. Bă, nevastă-sa este în conducerea... UNEPR-ului, adică e la putere. Cea mai fericită familie din România. Bineînțeles, ăștia n-au cum să cadă. Indiferent care iese la putere, unul dintre ei doi e la putere. Asta este. Ei, ok, asta... sănătate. Bravo, bravo, Victoraș, bravo. Mersi mult de tot. Mergem mai departe. Vă prezentăm doar câteva exemple din lungul șir de șefi mari de la PDL, ăștia care au condus România timp de aproape 4 ani, care acum trec la PNL și la Ponta și ăia îi primesc cu brațele deschise. Vinovați nu se știe cine sunt. În afară de Băsescu și de Boc și de Udrea, ăștia trei, nu cred că mai sunt alți vinovați. Pentru că văd că cei care i-au susținut guvernarea, deputații, senatorii, foști miniștri, ăștia trec în corpore la USL. Bună seara! Alo? Da, domnul Dobre. Bună seara! Doamne, ce vorbim să dai în politică?
N-au ce spui, ce spuneți, domnul Dobre? Zic, ce se întâmplă cu vorbirea de poliție? E o legătură telefonică proastă. Îl putem suna noi pe domnul Dobre să putem... Domnul Dobre, mai încercați o dată. M-auziți? Acum vă auzim. Ce se întâmplă cu hoții ăștia în politică? Nu se întâmplă nimic. Uitați-vă la televizor că noi nu mințim un cuvânt. Noi spunem doar adevărul. Vă crede. Deci toți, absolut toți, sunt niște mincinoși, niște vagabondi și niște furăcioși. Nu e adevărat, domnul Dobre. Nu e adevărat, domnule. Sunt primari, sunt senatori, sunt deputați. Nu e, domnule, adevărat. Nimic nu e adevărat. Sunt în acte, dar în adevărata lor față sunt distracțiile, băuturile, neamurile lor și averile. Atât. Nu interesează de nimeni. Pe oamenii care interesează să vede ceea ce fac în țară. Dar cum vă explicați dumneavoastră, domnul Dobre, că Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat, ambele partide îi primesc pe ăștia pe care până acum îi acuza de dezastru României? Da, da, da. Cum vă explicați? Păi cum să explic? Toate s-au făcut ce, dacă nu poate să facă la mai bine, las că intru eu și le iau ochii la lume, trece o lună, două, un an, ori mă fac de cap, fac ce vreau. Nu mai mă interesează poporul. Foarte tare. Foarte tare. Bă, da, poporul ăsta, după părerea mea, domnul Dobre, merită altă soartă sau asta e soarta pe care... Normal că merită altă soartă. Tot și-l doresc pe Ceaușescu înapoi acum, pentru că trăiau bine. În afară de ce nu știa el ce se întâmplă, oamenii trăiau bine, avea ce să pună pe masă, nu mai zicea grija lipsei de mâine. Și nu vi se pare dramatic să regretăm pe ăla pe care l-am... Normal. L-am dat jos acum 22 de ani? Este foarte adevărat. Multă lume și pe stradă și fără publicitate, fără nimic. Dom'le, trăia mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Asta e trist, domnul Dobre. Este foarte trist. După 22 de ani de democrație, într-o țară europeană, să spui că îl regreți pe ăla care a fost dictator și pe care l-am dat jos... Normal. E alarmant. Mai ales că ce ne-a dus țara la râpă, toți ăștia, începând de la... terminând cu Ceaușescu și începând cei cu Escu, deci vă spun... Din inimă vă spun, ne-au dus țara la râpă, numai rău a făcut. Deci vinovații care sunt, domne? Dacă ăștia nu sunt vinovați, care sunt vinovații? Păi cine? A început cu Iliescu, cu Fosila? Da. Da? Da, da. Sunteți mai mulți acolo, văd că vă suflă cineva. Nu. Nu, a fost să nu mai stau, că stăteam aiurea. Am înțeles. Deci, începând cu Iliescu, pe urmă au fost și alții după ei, nu mai contează, ce să mai ne-a dus țara la râpă, acum toată lumea pleacă în afară, treze, să aibă ce să pună pe masă, să trimeată un ban cinstit în țară. Foarte tare, frate. Mersi mult, domnul Dobre, am ajuns să plecăm din țară. Am ajuns să fim mulțumiți că plecăm din țară ca să scăpăm de dezastru de aici. Bine, mergem mai departe. Bună seara, Mitică. Hai să trăim, domnul Barbu. Hai, noroc. Mă recunoști, da? Nu știu, Mitică din Hristos București. A înviat. Adevărat. Am mai vorbit de când a fost la OTV. Așa. Ce v-am zis eu? Până nu iese toată populația afară, nu putem să mai facem nimic. Se iasă afară unde? În stradă? În stradă. Și ce să facă? Mitică, și ce să facă? Și ce să facă? Ce să facă în stradă? Poftim? Ce să facă populația în stradă? Să facem în revoluție din nou. Bravo, nu tate. Mai merge. Păi, Mitică, am mai făcut una, l-am dat jos pe ăla și acum plângem după el. Plânge pentru că suntem proști. Deci eu, dacă vă spun omenește câteodată, că mă enervez așa, că urmăresc mereu emisiunea, dacă aș avea un aghiu pe cuvântul meu, m-aș duce la ei acolo și aș trage în toată casa. Unde ai trage cu aghiu? În ce casa parte? Casa poporului, acolo unde se strâng ei. Păi da, dacă tragi la Casa Poporului, în primul rând că nu-i nimerești pe toți că e mare. Al doilea, bine, e pamflet, scrie sus că e pamflet. Asta spun pentru CNA, pentru băieții de la... Așa. Da, deci, Mitică, da. Mitică, cu aghiu, da. Păi dacă tragi la Parlament, rămâne ăștia de la guvern, rămâne ea de la Cotroceni. Deci tot nu-ți ajunge. În orice caz, dar banii să-i speriem un pic, că nu mai merge. Foarte tare. Nu mai merge. Nu vedeți că am ajuns într-o țară de nimic. Dacă vă spun așa, merg pe stradă și vorbesc singur. Da. Și am ceva să... Dacă nu fi să vin eu acolo, să vă arăt așa o treabă care ziceți, bă... Da. Da? Da. Bine, Mitică. Bine. Vă reamintesc că lista este doar, cum se cheamă, muc și sfârc. Lista e mult mai mare de șefi pedeliști. Bă, ăștia care, după părerea lui Ponta și după părerea lui Antonescu, au distrus România, ăștia care sunt niște nenorociți și au adus poporul în sapă de lemn, că ăștia sunt deputații, senatorii și guvernanții, foștii miniștri, da? Ăștia trec în corpore la liberali și la PSD. Și atunci omul prost, adică eu, să întreabă și nu știe să răspundă, bă, care mai sunt vinovații? Care sunt vinovații pentru ce s-a întâmplat în România ultimilor 4 ani
De vreme ce Frunză Verde și Mihaela Popa, prim vicepreședinte, respectiv vicepreședinte la PDL, la partid, nu pe la vreo filială de sector sau de stradă, nu, la nivel național, șefii, capii, sunt primiți cu brațele deschise la liberali, ba mai mult, sunt puși șefi la Partidul Național Liberal. Bună seara! Să trăiți, domnul Barbu! Salut, Vasile! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și să vă dea Dumnezeu sănătate, să puteți să duceți în continuare la toată lumea cât puteți această emisiune. Pozitiv! Te ascult, Vasile! Să trecem la subiect, în privință cu cine sunt vinovații, la întrebarea dumneavoastră. Așa. În ultimii patru ani sunt vinovați toți cei care au guvernat din 96 până în 2000 încoace, CDR-ul, dacă vă aduceți aminte. Așa. Deci UDMR-ul, în primul rând, a participat la guvernare din 2006 până la ora actuală. Când ați dreptate. E părerea ta, ți-o respect, mă abțin de la comentarii. Deci să nu se suslagă persoanele din UDMR sau, mă rog, sau să facă accidentații sau, mă rog. În primul rând, și atunci, ultimii patru ani, se sustrag cei care, cum să vă spun eu, care migrează acum de la PDL la USL, la PNL, mă rog, caută să se sustragă de la răspundere, de la ceea ce a făcut până acum. Băi, Vasilie, stai așa, tată. Eu înțeleg că Mihaela Popa, fata asta din imagine, încearcă să se sustragă de la ce a făcut. Că a susținut guvernul Boc, că a votat, ascultă-mă, că a votat toate măsurile pe care le-a propus Emil Boc și așa mai departe. Eu te întreb pe tine, mă, fata asta este normal să vrea să fugă de răspundere. Dar eu te întreb de ce ăia de la Partidul Național Liberal au primit-o cu brațele deschise și au spus, domne, bine că a venit doamna Popa la noi. Asta știi să-mi răspunzi? Vă răspund clar și concis. Ea a primit și primește din cauza că și acești politicieni au jefuit țara asta începând din 96 încoace, cel puțin. Frate, bravo, Vasile, începe să se trezească țara, tată. Bravo, așa e, bravo. Deci vreau să vă spun, nu că vreau să vă măgulez sau ceva, m-am înscris în Partidul Poporului pentru că este un partid nou care nu a jefuit țara, care domne, este nu știu, repet, Vasile, eu nu discut, ne făcând parte din Partidul Poporului, nu știu. E bine că te-ai înscris, nu e bine, e decizia ta. Eu n-am participat, deci nu m-am înscris la niciun partid. Nici eu. Decât utecist a fost până la 29 de ani. Mulțumesc mult, Vasilie. Mergem mai departe, bună seara, sunteți în direct. Să trăiți, domnul Barbu. Salut, Viorele. Viorel sunt. Domnul Barbu, fugarii din partidul PDL-ului sunt cei care sunt vinovați, la fel ca și cum sunt pedeliștii toți. Dar sunt vinovați și peneliștii care îi primesc și pesediștii care la fel îi primesc. Deci ei caută să fugă unde este cașcavalul. Corect. Viorele, atenție! Da. E normal, uite cum scrie, că femeia asta vrea să fugă la cașcaval, e normal. Eu te întreb de ce o primesc cu brațele deschise și abia o așteptau ăia de la liberali? Păi de ce o primesc? Fiindcă încă nu au oameni. Nu au oameni. Oamenii care și-au dat seama din partidul PNL au fugit toți la alte partide. O să vedeți. Deci poate, nu poate. Mai pomenesc Partidul Poporului, că văd că nu vă convine, dar până la urmă trebuie să... Nu, Viorel, n-ai înțeles. Nu că nu-mi convine, Doamne ferește. Eu nu mă bag în discuții despre Partidul Poporului. Bine, pentru nu vă băgați. Nici eu nu am să pomenesc de Partidul Poporului. Nu cunosc, nu știu, nu fac parte. E problema lui Dan, e partidul lui, să fie sănătos. Eu vreau să rămân la nivelul ăsta de dialog, noi să rămânem la nivelul ăsta de dialog, fără să implic Partidul Poporului, pe care, repet, nu-l pot comenta nefăcând parte din structurile lui, nefiind membru. Ar trebui, după ce o să se poată face propagandă pentru partide, vă rog frumos, nu trebuie făcută propagandă, dar nici să spuneți că nu sunt membru. Sunt ascultător, sunt om care privesc ceva nou. Mă înțelegeți, domnul Barbu? Eu te înțeleg, Viorele.
Deci trebuie făcut ceva nou să vină la conducere. Acum apa mare s-a retras, gunoaiele au căzut la mal. Trebuie să ne dăm seama că trebuie să vie o altă clasă de conducere. Ăștia sunt poți, nu-i clasă de conducere. Viorele, nu vedeți dumneavoastră, nu poți să-i dai jos pe hoțul ăsta. Viorele, ține minte ce spun eu astăzi. În joia luminată de după învierea Domnului. Ține minte ce spun eu, că poate ne mai auzim la emisiune și după alegerile astea locale. 100%. La putere în România va veni ori echipa lui Ponta și a lui Antonescu și a lui... Nu se poate. Ascultă-mă puțin. Eu păstrez înregistrarea emisiunii astea. Bine, deci, bine. Viorele, am mai spus în emisiune și eu mi-asum ce spun. Da. La putere după alegerile din toamnă și după astea locale, dar și după alea din toamnă, puterea va fi ori în mâna lui Ponta și a lui Antonescu, ori în mâna lui Boc și a lui Băsescu. Ține minte ce vorbim acum, da? Ca să nu avem vorbe la proces. România și nu România, că n-are nicio vină, e o țară minunată, dar din păcate e locuită de noi. Noi, românii, îi vom pune la putere ori pe ăștia care sunt acum, ori pe aia lui Ponta și a lui Antonescu. Punct. Da? Domnul Barbu, lăsați-mă. Iar eu, dacă vrei să fiu sincer cu tine, mi-am făcut și Sfânta Cruce din Aurea, dacă vrei, uite, mi-o mai fac o dată în direct. Abia aștept și îmi doresc cu tot sufletul să vină la putere echipa lui Ponta și a lui Antonescu. Așa îmi doresc eu. Dumnezeu. Păi, dar nu, altfel nu se poate. Deci altfel o să vedeți dumneavoastră. Dragul meu, ascultă-mă bine. Prostimea nu o să înțeleagă niciodată dacă nu este pusă în situația să vadă cu ochii ei. Prostimea, adică noi, prostimea din România, nu vom pricepe din vorbe. Trebuie să pricepem din fapte. Iar faptele nu se pot arăta decât cu ăștia, adică cu Ponta și cu Antonescu, la putere, tată, la butoanele țării. Da. Așa e. Domnul Barbu, vă rog să mă ascultați și pe mine. Cu tot dragul, te ascult. Numai un minut. Te rog. Adică câteva secunde. Te rog, Ioră. Deci, fiți atenți aici. Dacă jucătorul ăsta, Băsescu, care eu l-am votat, eu vă spun cu mâna pe inimă, l-am votat. Că nu puteam să-l votez pe Joana. Corect. Nici într-un caz nu puteam. Decizie absolut corectă. Bravo. Dacă ăsta își dă seama, hoți ăștia care pleacă din partid acum, să renască el, trebuie să iei de la Dan Deaconescu toate cele ce le-a propus el. Să le pună el în aplicare. Va rămâne cât lumea va rămâne Băsescu cu oamenii lui care se vor selecta. Să nu te mire, Să nu te mire dacă ce spui tu acum nu va fi și realitate. Să nu te mire. Păi asta cred că va fi realitate. Tot ceea ce propune Dan Deaconescu momentan e prostie că propune el înainte. Dar se va trezi Băsescu cu gașca care va rămâne. Auzi, Viorele, în 2008, atenție la an, ține minte anul, în 2008 eu am înregistrările, dacă vrei, când vrei tu ți le arăt sau le pun pe post. În 2008 am fost primul jurnalist din România, emisiunea mea, care vorbea despre legea 18 și confiscarea averilor ilegale. Da. Prima emisiune și primul jurnalist care a pus zi de zi accentul, bă, legea 18, averile făcute ilegal trebuie verificate și confiscate. În sfârșit, în 2012, chiar dacă nu e legea 18, e o făcătură, măcar să vorbește despre confiscarea averilor. Da. Da? Să vorbește despre impozitarea lor. Despre impozitarea lor, bravo. Bine, Viorel, să-ți dea Dumnezeu sănătate, mergem mai departe, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, Ana din Timișoara sunt. Să rămână. Domnul Barbu, că ați vorbit de confiscarea averilor impozitare, credeți că cineva o să le confiște averea? Nu. Niciodată, fiindcă dacă la putere-i PDL-ul, nu poate să confiște la prietenii de la PSD și PNL. Corect. Dacă o să vină USL-ul, nu o să le confiște la prietenii de la PDL. Corect. Tot așa, ei sunt FSN-ul din 90. Niciodată nu o să fie unii împotriva altora, deși ei la televizor se fac în tot felul și chestii astea. Sunt numai minciuni. Da, eu nu înțeleg acum, știi ce nu înțeleg, Ioana? Poziția ăstora de la PNL, care se pretinde a fi urmașii brătienilor, adică urmașii unui partid istoric, care n-a făcut parte din FSN, atenție, Partidul Național Liberal a fost împotriva FSN-ului în 90, iar ăștia de la PNL, PNL-ul primește cei mai mulți șefi ai Partidului Democrat Liberal.
cei mai mulți. S-au dus câțiva, foarte puțini și la PSD. Majoritatea au fost primiți de ăștia ai lui Antonescu. Te întreb eu pe tine, cum vezi tu de la Timișoara primirea și punerea chiar în funcție de șefi a unor pedeliști? Domnul Barbu, ei nu sunt urmașii istorici ai Brătienei, ei sunt urmașii Ciolanului. Foarte tare. Foarte deci tare. Asta sunt. Și asta o să fie în continuare atâta timp cât o să ne conducă ăștia. Foarte tare. Mulțumesc mult, Ana. Începe România să se trezească. Mă bucur foarte mult. Nu muncim degeaba. Bună seara! Alo, bună seara! Salut, Silviu! Sunt în direct, domnul Barbu. Da, normal. Domnul Barbu, eu zic că toți hoța ești trebuie pușcați pe rând, pe toți. Toți care ne-au condus din 89. N-are cine să-i împuște, Silviule. Nici măcar metafor. Are, că, ia, vezi, mai este câte un bătrân și mai este și nici măcar pretin care... Silviule, nici măcar metaforic, cum vorbim noi doi acum, nici măcar metaforic n-are cine să-i împuște. N-are cine să-i tragă pe ăștia de brăcinari să le ceară socoteala. N-are. Ba, eu cred că vine vremea acum, cât de curând va sosi vremea și Băsescu va fi... Păi uite-te, Silvică, nu știu dacă tu la Londra îl vezi pe băiatul ăsta, Gheorghe Hogea, uite-l pe ăsta din imagine. L-am văzut. Așa, cine să-l tragă pe ăsta la răspundere pentru ce a făcut ca deputat PDL timp de aproape 4 ani, că a votat TVA-ul crescut, că a votat scăderea pensiilor, că a votat tăierea salariilor, pe ăsta, pe Gheorghe Hogea ăsta, cine să-l judece de vreme ce el acum a trecut în partea elaltă la liberali? Pe când să-l mai judece cineva pe ăsta? O secundă, eu cred că vor veni și căpșunarea acasă. Și ori pune capăt la tot ce se întâmplă acolo. Dacă ăia vă 3.000, mai sunt și aici vreo 1.000, 2.000. Stai tu liniștit, Silvică, stai tu liniștit că nu vine niciun căpșunar acasă, pentru că acasă e foamete mare, tată. Păi n-au nu, ce face. Deci, ăștia știu foarte bine cum au adus țara în situația în care românașii nu mai pot veni acasă. În mod intenționat au adus țara în 22 de ani, în așa fel încât 3-4 milioane de români să stea să muncească afară, să nu cumva să-i deranjeze pe aici. Nu vine niciun căpșunar acasă. Oricum, eu o să mă duc să-i deranjez. Tu, da, dar tu ești unul singur din câteva milioane de români care muncesc din greu până în străinătate. Ești unul. Și poate ori mai fi 10-15 ca tine. Dar în restul, să stai tu liniștit, Silviule, au aranjat ăștia treburile de așa fel încât în țară să n-aibă de lucru. Și atenție, nu numai că nu vin căpșunarii, vor pleca copiii care mai sunt bunicei, mai au cât de cât valoare în România, vor pleca pentru că aici nu vor avea ce să facă. Nici medicină, nici farmacie, nici arhitectură, nici inginerie, nici n-au unde să muncească și atunci se vor duce până lumea iurea. Asta e tactica, dar prostimea nu pricepe că își înstrăinează copiii, că ceea ce facem noi acum obligă generațiile care vin să plece din țară. Nu, asta nu înțeleg oamenii. Bine, după părerea ta, care sunt vinovații? Păi, toți sunt vinovați care au condus din 89 și ăștia trebuie tras la răspundere. Fosila, Orbu, Țapu, toți. Mersi mult de tot. Îmi scrie un prost să-l las că l-am plictisit. Băi, n-am cum să te las, fraiere, ia telecomanda și lasă-mă tu pe mine. Ia telecomanda și schimbă. N-ai cum să-mi dai mie SMS, ești mult, mult prea prost. Ești, depășești limitele acceptabilului la prostie. Dacă îmi dai mie mesaj că te-am plictisit și să te las. Păi cum să te las? Să închid emisiunea? Dacă nu-ți convine, și bănuiesc că nu-ți convine ce spun, că vorbesc ca iurea, sunt un dobitoc care n-am cap, n-am creier, n-am cultură, n-am nimic. Ia toată telecomanda și schimbă pe un canal cu oameni deștepți. Îți recomand Acces Direct. E o tante, nu știu cum o cheamă pe aia, una blondă, foarte inteligentă și valoroasă emisiunea ei, sau pe Măruță, care este cult în creier, un tip deștept, rafinat, cu emisiuni foarte interesante. Nu te uita la mine, frate, că spun prostii. Cei care însă vor să asculte prostiile și să comentăm împreună la nivelul acesta, sub mediocru al OTV-ului, rămâneți alături de noi, revenim peste câteva zeci de secunde, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, poate mai găsiți niște dăștea care n-au nimic în creier și vor să urmărească o emisiune de calibru și de factura celei pe care o fac eu. Revenim imediat. Ne-am întors în emisiune. Domnul Neagu, bună seara, în Dâmbovița sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu. Salut. Domnul Barbu, tema noastră din această seară este foarte interesantă. Mulțumesc mult. Dar totuși există un semn de întrebare. Care? După părerea mea, astăzi, la ora actuală, la putere nu se află numai PDL-ul. Se află și USL-ul. Cine? USL-ul. La putere?
Da? Asta e foarte tare. Președinții Consiliului Județean. A, da, au președinte. Sunt și de la USL. Da, da, au primari. Au primari, au, da, nu. E mai complicat, nu sunt chiar la putere. Nu, nu, nu. Eu când spun la putere mă refer parlament și guvern. Aia e puterea într-o țară. Ăștia sunt în administrația locală. Întotdeauna au, și pe vremea PSD-ului avea și CDR-ul, avea consilii județene sau... Nu, 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 nu putem fi tâlhari, nu putem să... să adică ne, alte televiziuni prostesc oamenii. Noi nu, nu încercăm să prostim pe nimeni, nu sunt la putere. Eu nu vreau să prostesc pe nimeni, domnul... Nu, nu, problema, nu, domnul Neagu, nu, 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 hai să nu facem o polemică, nu vă acuzam de nimic. Eu vreau să vă spun doar că un președinte de consiliu județean... Da. Da? Nu este la putere. Eu pe frunză verde nu l-am acuzat că a trecut de la PDL la, la PNL din funcția de, consiliu, de președinte de Consiliul Județean Caraș. Nu. Am rămas șocat că a fost prim vicepreședinte PDL și a trecut la PNL. Vicepreședinte, nu, nu simt. Bravo! A trecut vicepreședinte la PNL. Adică e halucinant. În nicio țară civilizată, sănătoasă la creier, nu se întâmplă așa ceva. În România, da, se întâmplă. Dom'le, în Europa civilizată, în America, unde vrei dumneata, domnul Neagu, unde vrei? Dacă spui unuia, domne, un membru fondator al partidului de la putere a trecut la opoziție tot în conducere, ăla rămâne mut. Cum, domne, în conducere? Da. Adică a plecat de aici prim vicepreședinte și s-a dus la liberali vicepreședinte. Este halucinant. Fata asta, Mihaela Popa, a votat 4 ani, aproape 4 ani, toate măsurile care, în opinia USL, au distrus România și acum s-a dus la USL, la liberali. Și au primit-o cu brațe deschise. Și primesc în continuare. Dacă mai sunt dispus să plece, în continuare primesc. Absolut, absolut. Domnul Barbu, da. Foarte mulți bani se scurg prin primar și președinți de Consiliul Județean. Corect. Să fur. Corect. Păi și atunci sunt la putere, domnul Barbu. Cu la fel cum sunt vinovați pedeliștii, sunt vinovați și useliștii. Pentru că în ultimii 20 de ani ne-au distrus. Da, da, din punctul meu de vedere, dacă ăștia trec la putere, șefii de la PDL trec la liberali și la PSD, cine mai rămâne? Cine vor fi vinovați de dezastru? Care vor fi vinovații? Vinovații? PSD-iștii. Cine? PPDD. Am înțeles. Pentru că ei nu au fost niciodată la putere. Mersi mult, domnule. Păi, așa spun, pentru că când se întreabă, zice, domnule, cum a făcut Diaconescu o avere impresionantă? Și, bă, frate, a făcut-o cum a putut. Domne, un singur lucru știu eu despre averea lui Diaconescu. Cum și-a făcut-o, nu știu, că nu e fratimiu. Și dacă ar fi fratimiu... Nu, dar știu un singur lucru. Sau, mă rog, aproape bine știu, nu sunt convins 100%, dar 99% sunt convins că n-a făcut afaceri cu statul. N-a furat de la stat un leu, Diaconescu. Restul, restul după ora, după emisiunea mea, începe Dan Diaconescu și poate să-l întrebe oricine. Bă, ia zi-ne, prietene, cum ți-ai făcut averea? De unde ai Rolls Royce? De unde ți-ai luat vilă? De unde ai 2 televiziuni? El în mod normal, când s-a apucat de politică, Diaconescu, da? El și-a asumat și răspunsul public la întrebarea de unde ai bani, frate, de unde ai Rolls Royce, de unde ți-ai făcut 2 televiziuni. Adică bănuiesc că nu s-a apucat de politică și să nu știe să răspundă la întrebările astea. Nu cred că s-a apucat ca un nebun să facă politică fără să știe să răspundă la întrebarea public, să răspundă pe ecran la el în emisiune, de unde ai, bă, 2 televiziuni. Da, Nicu din Alba, bună seara. Da, sănătate, domnul Barbu. Am să repet ceea ce am mai discutat de mai multe ori pe tematica asta, că toate partidele, cu excepția PPDD, au un numitor comun, un punct comun foarte în structura de monolit al masoneriei din care fac parte peste 85% din membrii acestor partide. Mă refer cei la vârf, adică guvern, partidele la vârf, cei care pozează la televiziuni tot timpul ei, când majoritatea sunt masoni, și aceștia dinpreună colaborează cu șefii ai structurilor masonice străine și fac politica României. În speță e vorba de FMI, de OMS, de ONU, de Banca Mondială, de care le știm. Le știm cine conduce pământul în momentul ăsta. Ca atare, eu nu văd de ce ar fi vreo supărare că de fapt, ei sunt de mult în aceeași barcă. Numai noi ne amăgim că ei ar face parte din cu totul și cu totul altă tabără. Nu există decât o singură tabără și în partea altă e PPDD. Asta vă spun sigur pentru că nu știu câți masoni fac parte din PPDD, dar sunt foarte puțini. Nu știu dacă sunt cât degetele. Mulțumesc, Nicola. Eu nici atâta nu știu câți sunt masoni sau câți nemasoni fac parte din PPDD. Tu, care ești membru, înțeleg, la PPDD, probabil că știi mai bine ca mine. Mergem mai departe. Bună seara. Da, Mircea, ești în direct.
Bună seara, domnul Barbu. Bună seara. Ce aș vrea să vă spun eu cu partidele astea, USL și ăsta, până când nu suntem convinși că sunt aceeași mizerie? Nu știu, domne, nu știu. Nu știu. Eu am pus în discuție, nu trebuie să dau eu verdictul dacă este sau nu este aceeași mizerie. Nu știu. Eu vă arăt câteva dintre transferurile de marcă în divizia A, în Liga 1 a politicii, cum trec ăștia de la unii la alții. Mă rog, în fotbal e permis că ăla se cheamă fotbal profesionist și acolo sunt sub contract. Dar n-ai să vezi pe unul în fotbal care să spună, domne, n-ai să vezi niciodată un dinamovist sau un rapidist sau unul de la, Vaslui, care să spună, domne, eu niciodată nu o să mă transfer la clubul Steaua pentru că acolo sunt niște ciorditori în frunte cu becalii. N-ai să vezi. N-ai să vezi pe niciunul de la Pandurii Târgu Jiu să spună, domne, ăia de la Oțelul sunt niște vagabonți, curvari și bețivi în frunte cu Stan, care e președintele clubului. Nu există așa ceva în fotbal. De-aia este posibil ca acum să-l vezi că joacă sub culorile clubului Dinamo București pe 1 și în retur sau în campionatul viitor îl poți vedea liniștit jucând pentru Târgu Mureș sau pentru Universitatea Cluj. Am niciodată n-a spus ăla de la Dinamo, bă, la Cluj, nu pot să mă duc acolo, la Cluj sunt niște nenorociți în frunte cu pașcanii care fură, care fac trafic de curve și care își bat joc de fotbal și truchează meciuri. N-ai să vezi așa ceva. În politică, în schimb, ăștia de la PNL au spus despre cei care susțin guvernul Boc timp de 3 ani și ceva că sunt răul pe pământ, că sunt cei care au distrus România. Iar ăștia care au susținut guvernul Boc, fie de la Senat, fie de la Cameră, începând de ieri, de la altă ieri, de o săptămână, de două săptămâni, sunt șefii la Liberali și la PSD. Sunt, cum se cheamă, deputații și senatorii opoziției. Aia e, domnul meu. Da, vă ascult. Spune ceva, domnul Barbu. Da, v-aș ruga, dacă se poate, s-a adoptat o poziție cel puțin neutră față de partidul ăsta nou născut și speranța românilor. Dom'le, nu vreți să discutați despre partidul ăsta nou născut în emisiunea... Mi se pare de partidul poporului. Da, dar nu vreți să discutați în emisiunea lui Dan, că el știe cel mai bine ce să vă spună. Da, mi se pare la dumneavoastră o tentă... Nu știu, poate n-am înțeles eu. Cum ți se pare? Ce tentă? Când spuneți că ăștia vor veni. Deci ăștia. Nu e nicio tentă. Mircea, eu nu știu dacă la Sighetul Marmației lumea știe să scrie și să citească. Eu cred că da. Dacă știi să scrii și să citești tu din Sighetul Marmației, ar trebui să citești seara la televizor, pe toate ecranele, inclusiv pe OTV, care sunt sondajele, băi, prietene, de opinie, sondajele românilor, care e părerea românilor? Peste 50% spun că la putere vine USL-ul. Ce nu ți-e clar, mă, băiete? Vorbim chineză? Dar ție ți se pare că eu vorbesc chineză? Da. Ai văzut? Mai fost. Tu ai văzut vreun sondaj în care PPDD are 51%? Ai văzut tu vreunul? Nu. Dar cine face sondajele astea? Ăia care le fac, să știi că sunt corecte, prietene. Nu te mai îmbăta cu apă rece. Sunt corecte. La putere vine ori puterea actuală a lui Boc și a lui Băsescu, în alianță cu nu știu cine, ori vine la putere USL-ul. Nu te îmbăta cu apă rece, că ești suficient de matur. Dacă vezi, când o să vezi un sondaj în care PPDD are 51%, dă și mie un telefon și spune, băi, prostule, ai greșit. Ești un dobitoc care n-ai înțeles nimic. Uite că la putere vine PPDD. Înțelegi ce-ți spun? Da. Și sună-mă, te rog, tu, Mircea, care spui despre mine că ai așa, am o tentă, sună-mă după alegerile locale și mai vorbim. După astea de acum, după 10 iunie sau când sunt. Da, mersi, Mircea. Speranța am că da, zi, scuze-mă. Ce ai spus? N-am auzit, Mircea, ce ai spus. Eu am speranță că lucrurile se vor schimba. Să dea Dumnezeu și Măicuța Domnului să ai tu dreptate. Dar eu aici mă găsești. Dacă ne ține Dumnezeu în viață și sănătoși pe amândoi, aici mă găsești și vedem care are dreptate, tu sau eu. Nu e nicio tentă. Eu, spre deosebire de tine, citesc sondajele de opinie făcute de toate casele reputate și valabile din România în ceea ce privește sondarea opiniei publice la români. Frate, majoritar românii doresc ca la putere să vină Ponta și Antonescu. Foarte tare. Eu unul îmi doresc din tot sufletul. Românii exact de asta au nevoie, după părerea mea. Au nevoie de o guvernare formată din ăștia al lui Dan Voiculescu de la Antena 3, PSD și liberali. Asta e ce îmi doresc eu.
Și ca ziarist îmi doresc, pentru că mie îmi va fi foarte bine ca ziarist, emisiunea mea va avea de câștigat enorm după ce vine la putere USL-ul, enorm, vă spun de acum, emisiunea asta va avea de câștigat enorm, nu vă spun de ce, cei care au creier vor înțelege fără să le explic eu, iar ca cetățean, ca locuitor, asta înseamnă cetățean, locuitor al cetății, ca locuitor al cetății numită România, am realizat înaintea multora că nu poți să explici, trebuie să trăiești. Nu-i poți spune, prostimii nu-i poți spune, bă, așa va fi, nu. Prostimea trebuie să trăiască. Și abia atunci vede exact cum stau lucrurile. Apropo, mă tot încearcă un inteligent, mă tot încearcă un ESOP, un Einstein de ăsta mic care are și el telefon mobil și dă SMS-uri cu 42 de cenți, cu 12.000 de case. Ultima oară când îți răspund, prietene, știu, cunosc, demersul ăsta e vechi și nu ești prima vinovată. Prietene, am să-ți răspund ultima oară. Nu știu nici cum, nici din ce fonduri, nici care e baza legală a promisiunii sau a ceea ce face Dan cu casele. Nu știu. Nu am urmărit, nu știu, nu mă interesează. Dacă vrei un răspuns, sună la Dan Diaconescu și sunt convins că îți va da explicații, dacă le poți înțelege, cum promite el case și face contracte pentru case în emisiunea lui. Nu știu. Nu știu. Îți dau cuvântul meu de onoare, am fost cinstit, nu știu, nu mă interesează subiectul și mai mult e ultima oară când îți răspund pentru că am obosit cu provocări de-astea ieftine pe care tu le consideri înțelepte. Nu, ele sunt ieftine. Ca provocări sunt ieftine. Și să știi că uneori mai mă prefac că răspund așa la o provocare. Nu, răspund doar atunci când cred eu că merită să răspund unei provocări. Nu sunt atât de naiv. După 30 de ani de televiziune, 30, știi să scrii 30, 3 urmat de un 0. După 30 de ani de televiziune, nu mai sunt chiar atât de copil încât să pun botul la toate fraierismele pe care voi le considerați inteligente. Nu. Răspund atunci când eu cred că face bine emisiunii sau că face bine copiilor, tinerilor care se uită la emisiune. Apropo, bine, am terminat cu tine. Apropo de copii, mi-a dat un mesaj printre foarte multe, printre cele multe mesaje care au venit pe adresa emisiunii astăzi, mi-a dat un mesaj Adi, un tânăr de 16 ani, care m-a întristat, dar are dreptate. Copilul ăla este inteligent și are perspective. Ai potențial, Adi, crede-mă, îți spun eu. Tată de copil și eu, ai potențial, Adi. Fii atent ce-mi scrie, fiți atenți ce-mi scrie Adi. O să circule mesajul lui pe banda neagră. Eu l-am văzut în pauza publicitară. Domne, vinovați sunteți tu, adică eu, și toți adulții, toți ăștia care ați votat de 21 de ani în România. Bunicul meu, spune Adi, de 16 ani, un tânăr, un copil, bunicul meu era mândru că este român. Mie, spune Adi, îmi este rușine că sunt român. Băi, în cava-și gura, copilul ăsta are dreptate 100%. Am adus țara, noi, ăștia care dă dubă, are dreptate, noi, eu și ei alți care am votat, că mai mult sau mai puțin toți am fost pe la vot în ăștia 22 de ani. Copilul s-a deșteptat, are dreptate. Da, Adi, ai dreptate, noi suntem vinovați, tată. Noi am luat țara de la Ceaușescu ca o floare, tată. Adi, să spui la toți, tuturor, nu la toți, facem și noi genitivul corect, să spui tuturor colegilor și vecinilor și prietenilor tăi de o vârstă cu tine. Da, bă, ăla de la OTV a recunoscut public că el și alte 20 de milioane ca el, adulții, de fapt nu 20 de milioane, că trebuie să scădem copiii, nu știu câte, 10 milioane, 12 milioane de imbecili siniștri numiți români, ne-am bătut joc de țărișoară 22 de ani. Da. Iar acum nu le lăsăm ăstora care vin după noi, ca Adi, de 16 ani, decât praful după tobă, dimineața, când s-a terminat nunta. Praful după toba mare, la sfârșitul nunții, îl lăsăm noi copiilor noștri și nepoților nici praful, nici toba, nici măcar praful, nu mai rămâne nimic. Da, Adi, ai dreptate. M-a întristat mesajul tău, dar n-aveam cum să nu-l fac public, deși o să circule și pe banda neagră, pentru că este sinteza evoluției României în ultimii 22 de ani. Da, taică, bunică, tu era mândru că e român, iar ție ți-e rușine. E un simptom aproape generalizat, e o cangrenă generalizată din punct de vedere moral. Al moralului colectiv, ce spune Adi, este aproape o cangrenă națională. Bună seara! Alo, bună seara! Să rămână Anca! Aș vrea și eu să vă spun câteva cuvinte. Te ascult! Titlul dumneavoastră cu pamflet electoral
este puțin, cum să spun eu, alături de situația reală, care este o situație foarte tristă. Turma lor, acestor pedeliști, se dizolvă. Asta e clar, atât pentru ei, cât și pentru toți românii. Nu se dizolvă, Anca. Migrarea lor nu se dizolvă, este, mama, o caracteristică de haită carnivoră devoratoare. Anca, nu se dizolvă, atenție. Ce părăsesc ei turma? Ei nu se dizolvă, ei trec la liberali și la PSD. Atenție, nu se dizolvă. În haită spre PNL. Și de ce PNL-ul îi primește și deci se caută reciproc unii pe alții, este, după părerea mea, o caracteristică a specimenilor devoratoare, care își caută reciproc întăritoare și care, unindu-se, sporesc puterea lor de haită pentru a vâna și sfâșia în continuare trupul vlăguit al acestei țări, acești indivizi neavând rușine, neavând judecată, neavând sentimente, resentimente și nici noțiunea de patriotism, bineînțeles. Deci consider că ei sunt în căutare de haită veșnic obsedată de putere. Să-ți dau o explicație pe care o meriți, Anca, și tu și ceilalți care poate s-au gândit ca și tine că titlul meu este greșit. Nu, am scris că este un pamflet electoral ca să nu mă ia ăia de la CNA că fac campanie pentru că am scris să votăm USL. Este un îndemn electoral pe care n-am... Aveți dreptate. N-aveam voie, eu n-am voie să scriu votați cu ăia sau cu ăia și atunci am pus cuvântul pamflet. Ei nu reprezintă acolo un for în folosul poporului român. Nu, dar eu te întreb pe tine, Anca, Anca. Educației morale, politice, sociale a poporului. Nu văd rostul acestui CNA. Eu cred că ar trebui absolut desființat, este ineficient și este o instituție criminală. Nu știu, Anca, hai să nu... Categoric. Nu știu, e discutabil. Românii privesc dezgustați această migrație. Să știi că e discutabil, e discutabil. Și, nu vrei să mă asculți? Poftiți. În privința CNA-ului, aș fi ultimul om care să apără o instituție dacă ea ar fi criminală, cum spui tu. Sunt vorbe grele și întotdeauna unde vezi negru, să știi că există și o zonă de alb, și unde vezi alb, să știi că există și o zonă de negru. Nu e așa, adevărul e discutabil în ceea ce privește necesitatea existenței unei autorități de control. A, că legea e proastă, că autoritatea în România e făcută după ureche, da, eu sunt convins că sunt multe de îmbunătățit în ceea ce privește CNA-ul, dar un control ar trebui să existe, pentru că altfel... Da, domnul Barbu, dumneavoastră, Anca, spuneți Anca, că unde există negru, știi care e pericolul? Dar de multe ori în aceste instituții, negru este predominant. Ascultă-mă, Anca. Că sunt formați din oameni de diverse caractere, mentalități, educație și interese. Anca. Dar negru în societatea românească de 22 de ani primează împotriva albului. Să știi că de aceea România... spun că instituția e criminală. Ascultă-mă puțin. Între un om... Ascultă-mă bine, dacă poți să înțelegi ce-ți spun acum. Între un om, o familie, familia ta, Anca Dăniași, dacă aveți 1 miliard de euro, adică 1.000.000.000 de euro, aveți voi avere, 1 miliard. Așa. Și Dan Diaconescu, care are 2 televiziuni, dar n-are averea ta, are o avere modestă în comparație cu tine, să știi că în România mai puternic e Dan Diaconescu. Adică ce am vrut să-ți spun este că a deține o televiziune, uite-te la Voiculescu, uite-te la Dan Voiculescu, care are un partid, care partidul lui, Partidul Conservator, în cap toți membrii lui într-un autobuz, într-un tramvai din Iași. Da, așa e. Toți. Dar știi cu ce se ține el în politică? Cu 2 antene, cu 2 televiziuni, se ține în politică de ani de zile, de 93-94, când a înființat Antena 1 până azi. Băiatul ăla, care nu e prost deloc, un manager de mare excepție, Dan Voiculescu, a ajuns vicepreședinte al Senatului doar pentru că are 2 televiziuni, nu pentru că are avere. Avere mai mare ca lui are Dinu Patriciu, care e nei ca nimeni. De ce? Pentru că are niște ziare falimentare și o televiziune care nu emite. Un căcat de televiziune care nu face nici cât o ceapă de gerată. De-aia Dinu Patriciu s-a dus la pușcărie, iar Dan Voiculescu stă liniștit și doarme liniștit, nu-l doare capul.
pentru că are un trust de presă extrem de puternic. Ai înțeles, Anca? Aveți dreptate. Așa, știu că am dreptate, normal că am dreptate. Dar noi sperăm că va veni și timpul valorilor și puține așa cum vor fi, sperăm că își vor arăta importanța în România. Mersi mult, Anca. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Tudor Barbu. Salut, Nicule. Nicu de la Turda, care vă iubește foarte mult. Te și ascult. Vă respectă. Te ascult. Domnul Tudor Barbu, să începem cu FSN-ul, nu mai pot să se ascundă, pot să vadă orice român. Aia din piața universității, băieții adeștepți care au scris PDL și USL aceeași mizerie, orice român care are un pic de creier trebuie să observe, domnul Barbu. Problema cealaltă este a treia oră când vă sun și mi-ați promis să vă las numărul de telefon că o să mă sunați. N-ați avut timp, sunteți foarte ocupat, nu-i nicio problemă. V-au spus câțiva telespectatori, v-au spus Hristos a înviat. Este foarte adevărat și trebuie să o știm în permanență când ne deschidem ochii dimineața și să fim conștienți că Hristos e viu pentru totdeauna. Hristos două zile a fost mort ca om în trupul ăsta pământesc. Foarte deci, frumos, foarte frumos să vorbim. Vreau să vă spun că bănuiesc că ați fost la biserică de Paști. Da, am fost în noaptea de înviere la biserică, da. Vreau să vă spun, domnul Tudor Barbu, un adevăr pe care nu vi l-a spus, nu s-a spus în nicio biserică din România, nici la Paștile Catolice, nici la Paștile Ortodoxe. Și nu-l spun pentru că nu-i prea interesează Biblia, învață numai cât au nevoie să manipuleze. Pe scurt, oamenii. Nicu, te rog frumos, din respect pentru ce vrei să spui tu acum în Săptămâna Luminată, dar fă-o mai pe scurt, că nu ăsta e subiectul emisiunii. Termină-ți ideea. Bun, mai pe scurt, vreau să vă spun că s-au împlinit 1989 de ani de când a înviat Iisus Hristos. În 5 aprilie s-a împlinit. Înțelegeți? Da. Vă rog din suflet să vă spun ceva. În tribunalele din România, după Revoluție, s-a pus cruci și Biblie. Unii jură pe cruce, care sunt ortodoxi, alții pe Biblie. Vreau să vă spun că în Biblie a spus Domnul Iisus Hristos să nu jurăm nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al Creatorului, Marele Dumnezeu, și nici pe pământ, că este așternutul picioarelor Lui. Mulțumesc mult, Nicolae. Mulțumesc foarte mult pentru vorbele tale. Mergem mai departe. Bună seara. Bună seara, domnule Barbu. Salut, Valentine. Domnule Barbu, în România, trecerea de la un partid la altul are loc de mai mulți ani. Mă uitam aminte după Revoluție, când FSN-ul s-a destrămat, cele două aripi a lui domnul Ilescu și domnul Petre Roman s-au despărțit, s-au format două partide. Sau dacă ne gândim, de exemplu, actualmente în PDL sunt două persoane care în trecut, după Revoluție, au fost președinți ai Partidului Național Liberal. Mă gândesc la domnii Valeriu Stoica și la Teodor Solojan. Corect. Dacă ne mai gândim, de exemplu, ne punem întrebarea de ce au trecut cei care au trecut în prezent. Ne gândim, de exemplu, la domnul Frunză Verde, care a fost un vechi membru al Partidului Democrat și de mulți ani este a fost președinte Consiliului Județean în județul Cara Severin și, în primul rând, este o persoană care aduce foarte multe voturi. Și vedem cu toții că, în prezent, PDL-ul se poate slab în sondaje și probabil se gândesc că ar putea să prinde în altă parte un ciolan mai bun. Deci e foarte păcat că au trecut atâta la Revoluție și, practic, pur și simplu, lumea este dezorientată, mai ales omul la munca de jos. Dacă ar fi să stăm să judecăm cu cine să votăm și alte probleme, după aia părere, niciun partid din actuale partide care formează în prezent Parlamentul României nu ar mai trebui să fie votate. Dacă așa stau lucrurile și sunt convins că ai dreptate, vinovați când se va termina partida asta, repriza asta de fugă către Cașcaval,
Cine vor fi, de fapt, vinovații pentru ce s-a întâmplat în România ultimilor 4 ani? În primul rând, ar trebui să-i taxeze electoratul să nu mai voteze nici pe unii. Părerea mea. Că nu e vinovat niciodată o să fie, fiindcă niciodată cei care au condus România s-au acuzat unii pe alții, dar în fața legii dintre mari miliardari nimeni n-a răspuns, sau dintre mari politicieni. Deci să-i taxeze electoratul când se prezintă la vot să nu mai voteze. Nici pe cei în opoziție care sunt în Parlament, nici pe cei care se află la guvernare. Mulțumesc mult, Valentine. Mergem mai departe. Bună seara! Bună seara! Să rămână Mioara! Domnul Barbu, începe să mă cam enervați. Corect. Ar trebui să le deschidem la românii ăștia mintea ca să înțeleagă că una și aceeași partidă și își fac jocul, amufuc ca râmele alea sau ca furnicile unii de la alții, că să tem. Și dacă acest popor are un pic de mândrie și se trezește nu pentru el, pentru copiii lui și nepoții lui, să spună la sondaje USL să latre și nimeni să nu-i mai voteze, să voteze ce n-a mai existat niciodată. Poate fi și aia lui Tăcheș dacă vor, dar ăștia să nu mai fie. Acest popor trebuie să se trezească și rolul dumitalei nu să lovești în Dan Diaconescu și să faci bine să te mai uiți la televizor noaptea, pentru că Dan și-a spus toată averea, ci rolul dumitalei să ții și cu unii și cu alții. Da, acum, Mioara, eu înțeleg că tu mă dojenești că nu mă uit la televizor. Nu te dojenesc pentru că prea urât, nici eu nu fac parte. Pentru că n-am votat în viața mea. Așa. Pentru că de la început n-am avut cu tine. Se pare că am vorbit urât despre Partidul Poporului sau despre Dan? Nu, de fiecare dată ai o reacție de asta de nu vorbesc, acolo-i Dan. E corect așa. Altfel, aș fi un mincinos sau aș fi un fariseu. Sau, atenție, sau aș spune lucruri despre Partidul Poporului, Partidul Dan, pe care ori nu le înțeleg, ori nu le cred. Deci nici eu nu le cred. Cel mai bine n-am intrat în e el, ca și cum m-a întrebat cineva despre Partidul Ecologist. Păi nu știu, frate, eu știu 2-3 lideri de la ecologiști, dar ce vor... Vrei să-i învățăm pe românii ăștia să răspundă la toate sondajele USL, până să satură și ăștia cu sondajele, să crape și după aia să se ducă și să anuleze votul. Hai să nu mai intre nici dracu. Bine, Iara, uite să spun ceva, cu tot respectul. Când o să mă apuc de politică, am să spun public, în emisiunea mea, sau de unde ai fi eu la vremea aia, în OTV sau într-o altă televiziune, dacă o fi aici bine, dacă nu, nu, am să spun, m-am apucat de politică, fac parte sau susțin cu tare. Dar nu asta am cerut. Am cerut ca să se trezească odată românii ăștia, măi. Și dacă alții, dacă ei au fost mințiți atâta 10 de ani... Atât cu sinceritate așa, crezi că se vor trezi? Păi, eu asta și vrea să învățăm cumva, eu aici, dumneata acolo, și așa mai departe. Eu știu că nu se vor trezi, pentru că sunt 90% puturoși, sunt 90% care așteaptă micul Evanghelie. Nu care știu, dragă, nu auzi, poate, da? Nu mai țin minte, n-am fost în Oradea dinainte de Revoluție, îmi pare rău, un oraș superb, mi-aduc aminte... Un oraș superb. Să știi că și la ora asta e mai superb. Cum? În orice. Și la ora asta este foarte superb. Da, țin minte că aveați voi în Oradea, pe vremea lui Ceaușescu, aveați niște cluburi, nu niște cluburi, niște cluburi de dans modern extrem de valoroase în toată Europa, și în țară, dar și în Europa. Și fete, acum le avem. Fete și băieți care dansau absolut superb, minunat. Bun, vreau să spun ceva, dragă Mioara. Dacă te duci acum în Oradea, în mijlocul orașului, da, și vorbești la prefectură. Și acolo te duci și vorbești despre strategia de dezvoltare a României, despre situația economică, despre situația socială, despre foamete, despre viitorul copiilor. Mă duc ăștia la spitalul 6 de nebuni. Nu se uită nimeni la tine. Nimeni. Păi da, mă duc la spitalul dacă de te nebuni. Duci, dacă te duci în același loc mâine, în Oradea, cu un tir, plin cu pungi, cu făină, mălai, pește, și spui, domne, Eu, Mioara, vă dau moca, vă dau gratis câte o pungă de mâncare acum de după Paști. Își rup aia hainele, toată Oradea se bate în jurul tirului ăla. E, nici chiar în halul care se bat bucureștenii, draga mea, nici chiar în halul ăla. Caută-ți un sponsor și fă experiența asta în mijlocul Oradei și hai să vezi. Dar ce am înnebunit dacă îmi găsesc un sponsor. Fată, dragă, caută-ți un sponsor în Oradea și fă experiența asta și hai să vezi dacă am sau n-am dreptate. Eu știu că ai dreptate, dar tocmai de asta vreau ca să-i învăț pe românii ăștia să se trezească dacă din dobitocia lor. Dacă la București... Din dobitocia lor. Mioara,
Dacă la București n-au ieșit nici măcar 500 de inși la piața, 1000 de inși la piața Universității, când se cerea jos Băsescu, jos guvernul, alea. Iar când s-au dat pești la o biserică, niște pește, doi pești, într-o pungă, la o biserică, și-au dărâmat, au dărâmat mașina, s-au călcat, s-au omorât. Când e vorba de apă sfințită sau de niște moaște... Moaștele... Dar eu că nu le suport! Bă, să calcă în picioare, Mioaro! Să calcă în picioare! Dar pentru, dar pentru viitorul copiilor, pentru viitorul lor, al bătrânilor, nu interesează pe nimeni. Păi asta e că vorbesc numai cu gura, dar nu fac nimic. E, atunci înseamnă... Atunci să spun ceva, să spun ceva, fată dragă. Atunci își merită, noi ne merităm soarta. Asta e soarta pe care o merităm. Da, Tudor Barbu, dar eu în 91 am venit din America înapoi în țara asta pentru că am zis că nu pot să nu iubesc acest pământ. Dar te rog să mă crezi că la vârsta asta îmi vine să-mi scot ochii după ce am venit. Pentru că nu pot, acele două fete care le-am ținut la facultate, una la Sibiu și una la Timișoara și cu două facultăți și aia la alte cu trei. Să-ți trăiască fetele, eu atâta sunt convins, Mioara, după ce te-am ascultat și după ce am vorbit câteva minute cu tine, că fetele tale au avut noroc în viață, au avut o mamă deșteaptă și care a știut cum să le îndrume. Sunt convins. Da, au, sunt, și la ora asta sunt mult prea deștepte. Și sunt, dar nu sunt băgate în seamă. Asta nu e bine, dacă le-ai făcut foarte deștepte, nu e bine, au de suferit. Păi, dar tocmai asta-ți spun. Corect. Că nu sunt alea care pleacă capul, ci muncesc. Da. Bine, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și ție și copilelor tale toate cele bune. Merge mai departe. Bună seara. Salut, Alexandre. Bună seara. Hristos a înviat, domnul Barbu. Adevărat că a înviat. Ce vreau să vă spun în privința USL-ului ăsta. La Constanța, credeți că poate să-l bată cineva pe Mazăre? Nu. Nu poate, că avem peste 100 de mii de pensionari sub 800 de lei. Corect. Ăia care își rup hainele pe pachete. Așa. Păi să vedeți când a fost de sărbători acum, sau când se dă pomenile la lui Mazăre, cost de câte 200-300 de oameni au ajuns cerșetori la acolo. Eu stau în palazul și să vedeți cum vin cu autobuzul aici femei din oraș ca să-și ia cu suvertașul mâncare, bătaie de joc. Au ajuns cercetori români din domnul Barbu. Cercetori în țara lui. Alexandru, cercetorii, dar vin cu suvertașul. Am înțeles. Alexandru, dar care e răspunsul tău la întrebarea emisiunii? Dacă șefii de la PDL trec cu zecile la USL și devin șef la ăștia alții, vinovați pentru dezastrul din România, care sunt de fapt? Noi. Bravo. Noi suntem, domnul Barbu, că noi am votat, am zis că am vrut schimbare. Când l-am votat pe Țapu, am zis că vrem o schimbare, că ne-am însăturat de comunist, că tot Iliescu a venit. Pe urmă, când se iasă Vadim Tudor, a ieșit imediat PDL-ul și ăștia lanții și l-au votat tot pe Iliescu. Mulțumesc mult, Alexandre. Mergem mai departe. Bună seara! Bună seara, domnul Barbu. Salut, Ioane. Eu zic că cel mai bine ar fi să se întâmple în felul următor. Transferurile astea, ca să vorbim în limbaj sportiv, să fie și mai rapide, astfel încât până la moțiunea de cenzură, opoziția să dețină o majoritate clară în Parlament și, prin moțiunea de cenzură, când se pune la vot săptămâna viitoare, guvernul să cadă și ei să vină la putere fără... Adică și domnul Băsescu să facă gestul pe care l-a mai făcut odată și domnul Ponta să formeze guvernul, având majoritate clară, nu o să mai poată refuza, și să vină la putere. Pentru ca oamenii să voteze în noiembrie, văzând cât de bun sunt cei de la USR la guvernare, să-i voteze și mai mult decât 50%. Nu? Eu sunt perfect de acord cu tine. Dacă ar fi așa, aș fi cel mai fericit om din presa română. Sau, mă rog, printre cei mai fericiți. Eu așa mi-aș dori să fie. Să se întâmple așa, ar fi foarte frumos și foarte util pentru România, nu? Dar cum îți explici, totuși, lăsând utopiile la o parte, că bineînțeles că nu o să cadă guvernul, bineînțeles că ea nu o să voteze moțiunea, sau, mă rog, nu suficient de mulți, te întreb, cum îți explici că atâți șefi, vicepreședinți, prim vicepreședinți de la PDL, se duc la liberali și la Ponta și acolo devin șefi și candidații ălora acum? Păi explicațiile sunt... Putem vorbi despre asta din mai multe puncte de vedere. Unul, pe care noastră îl sublinia sau nu unde a ajuns de fiecare dată, este că eu nu văd o mare diferență între a fi la PDL și a fi la USL. Nu-mi dau seama care e diferența. Adică nici ideologic, nici din punct de vedere al originii acestor partide, nu, e cam același lucru, nu?
nici nu văd cum ar guverna e atât de diferit România, și cu PDL-ul și cu USL-ul. Asta una la mână. Iar în al doilea rând, de ce sunt primiți pe funcții? Sunt primiți pentru că fiecare dintre ei beneficiază de un vot în Parlament. Și ăștia sunt înnebuniți. Un vot e un vot. Contează, nu? Da. Bine, Ioane. Mersi mult. Mergem mai departe. Bună seara. Hristos a înviat. Tudore, practic au vrut să te confirme pe tine și pe Dan Diaconescu, glumesc, și au zis, măi, hai să, să dăm substanță lozincii acelea interzise de televiziunile pro-USL, anume PSD-USL, aceeași mizerie. Și atunci mizeria din PDL a infiltrat mizeria din USL. Problema e că Nicu are dreptate. Ei practic și-au schimbat culoarea șorțulețului de masoni și bineînțeles că au fost primiți de partide la care demnitatea nu contează, ci contează accesul la putere, deci la Ciolan. Problema e că televiziunile USR-ului acum sunt puse în dificultate, căci ziariștii nu sunt proști, văd aceste dezastroase din punct de vedere moral mișcări de trupe șobolănești pentru salvare de pe corabia, dar trebuie să le laude în continuare. Și apropo, tu știi de ce, Tudore, tu știi de ce nu se mai duc televiziune în piața universității? De curiozitate, chiar înainte de înviere am trecut, vreau să spun că lozincile erau parcă preluate din emisiunea ta. Să-i dea Dumnezeu sănătate, cred că băiatul acela care a intrat și tu l-ai criticat, i-ai spus, domne, de ce nu te legi de exploatările Chevron? De ce nu te legi de vânzarea transelectrică, nuclear electrică? Și vreau să spun că am văzut acolo inclusiv remarci pe care erau la tine despre dezastru adus de trădătorii comuniștii al lui Stalin pe tancurile rusești, care au adus un fascism roșu, nu un comunism în România. Mulțumesc mult, Dragoș. Mulțumesc foarte mult. Nu pot să fiu milos, bă, frate. Cu proștii nu pot să fii milos. Mă întreabă un tată al proștilor. Dacă proștii din Balcani au un tată, imaginați-vă că proștii din Balcani, din toată zona Balcanilor, ar trebui să aibă un tată care i-a procreat pe ei. Bă, tata al proștilor mi-a dat mesaj mie. Și ce credeți că mă întreabă tata al proștilor în mesaj? Domnule B, știe D, Dan Diaconescu, că tu vrei să iasă USL-ul la putere? Nu știe, bă. Noi emitem dintr-o pivniță clandestin. Ne urmăresc fasciștii cu mașinile alea Gonio. Știi ce e mașină Gonio, fraiere? N-ai de unde să știi. Deci, ca pe aia care emiteau din pivnițe posturi de radio, așa emite, de-alea, cum se cheamă, pirat. Noi, emisiunea mea, se emite dintr-un beci pe-ntuneric, noaptea, și nu știe nimeni de ea. Tu ce crezi, fraiere? Știe Diaconescu ce spune în emisiunea care se difuzează la el în televiziunea lui? Sau nu știe? Cât de prost poți să fii? Maxim e prea puțin. Bună seara! Bună seara, domnul Barbu! Salut, Gheorghe! Domnul Barbu, aș vrea să vă completez la... Pentru că și pe mine m-a impresionat Adi. Băiatul de 17 ani. Adi a dat cel mai tare mesaj de astăzi. Da. Aș vrea să vă completez și sper să fiți de acord cu mine. Să-i spunem lui Adi, da, într-adevăr, bunicul lui avea de ce să fie mândru. Corect. Iar el are de ce să nu fie mândru pentru... Adică nu are de ce să nu fie mândru, pentru că nu cunoaște o situație. Noi, generația noastră, a mea și a dumneata și a tatălui lui, sper, am trăit ca rai, nu n-am avut proprietăți. Deci noi n-am avut proprietăți, dragă Adi. Din 58 și până 89, România nu mai erau proprietăți decât proprietăți comune. Și de-aia s-a distrus tot, pentru că nu au fost ale noastre. Noi am fost decât niște salariați care am muncit pentru stat. Și statul
cei care au venit după 89 au știut treaba asta, că noi nu avem autoritatea de proprietari și le-au vândut. Asta pentru Adi, dacă mă înțelege bine, dacă nu, nu. Apoi vreau să mai vă spun de fuga asta din un partid de haltă. Domnul Barbu, logic ar avea un pic, ar avea un pic de logică, pentru că, vedeți, asta ei fug de la partid, la putere, la opoziție, înainte de sita votului. Cei care au fugit înainte, după vot, ăia sunt adevărați credători, că nu mai și-au reprezentat alegătorii. Asta e opinia mea. Am înțeles. Deci ăștia sunt ăștia care au plecat acum după 4 ani, au stat 4 ani la Cașcaval și acum, cu 2 săptămâni înainte, ăștia sunt ok. Am înțeles, Gheorghe, bravo. Nu sunt ok, nu, nu. Ei vor trece prin sită. Noi trebuie să fim atenți, să nu-i mai votăm. Băi, auzi, Gheorghe, să spun ceva. În România a crescut TVA-ul, ceea ce a sărăcit, a băgat mâna în buzunarul oamenilor, creșterea TVA-ului. Ai văzut pe vreunul dintre agarici ăștia pe care îi dau eu astăzi pe ecran că pleacă din PDL atunci? Nu. În România au scăzut salariile la 1 milion și ceva, 2 milioane de bugetari, cu 25%. Ai văzut vreunul dintre nesimțiți ăștia să plece din PDL să-i spună, băi, boc, nu poți să aduci sărăcia în casele oamenilor prin votul meu? Popa, Mihaela sau Secășan, sau cum îi cheamă pe ăștia. Ai văzut pe vreunul? Nu. În România s-au închis zeci de spitale. L-ai văzut pe vreunul dintre agarici ăștia pe care îi dau eu pe ecran că îi spune lui Boc, băi, ești nesimțit cum închizi spitalele oamenilor? Nu. Păi și acum... Și acum, cu 2 săptămâni înainte de alegeri, să duc șef la PNL și ăia îi primesc cu covorul roșu? Să nu mai votăm! Am înțeles, să nu-i mai votăm. Domnul Barbu, v-aș vrea să mai vă spun ceva. Da. Nu știu dacă ați fost atent. Candidatura domnului Prigoară la primăria Bucureștiului a spus așa, fiți foarte atent, cât afinitate. Zice, eu vreau să candidez pentru românii noștri. Vreau să candidez pentru primăria Bucureștiului, pentru familia mea, pentru mine și familia mea. Care familia lui domnul Barbu, loja masonică de România, cu extindere în toată lumea. Deci, vreau să câștig primăria pentru mine și familia mea. Apreciază-l, Gheorghe, apreciază-l pe Silviu Prigoană, pentru că a fost sincer. O vota pentru doamna Cupliciu și pentru soacră sa. Eu nu sunt chiar așa naiv. Votează pentru cei care îl susțin. Mulțumesc mult, Gheorghe. Mergem mai departe, bună seara. Hai să trăiți, domn Barbu. Hai, noroc, George. Domnul Barbu. Da. Să știți că încă n-au plecat mulți de la PDL-ul. Corect. Văd că spune, domnule, a plecat, pleacă. Domnule, eu vreau să văd și sunt curios, cum bine spunea și Ion, parcă din Ploiești sau de unde era. Vreau să văd dacă într-adevăr pleacă și pleacă masiv, vreau să-i văd la moțiunea de cenzură. Atunci, dacă într-adevăr pot să fac o majoritate ăștia, să treacă moțiunea, să cadă guvern. Așa că dacă o pleca și 10 și mai, ai încă nevoie de 5, domnule, nu se poate. Dar problema e altfel. Gândiți-vă, dumneavoastră, că după 21-22 de ani, așa se întâmplă la fiecare dată. La fiecare 4 ani, ce masiv pleca de la ăștia dincolo, acum pleacă de la ăștia dincolo. Că l-auzeam pe Boc când era el în funcție până să-l dea ăștia jos, domnule, să introducem legea migrației. Mă, frate, ești la putere. Pe data de... Când ia alegeri în toamnă, în noiembrie sau cam așa ceva, nu? Da. Până atunci ești majoritar în Parlament. Bagă-mă, frate, acum o lege, bagă acum legea aia cu migrația și s-a terminat vâlciul. Nu mai pleacă nimeni de la niciun partid, nici de la putere la opoziție, nici de la aia. Nu bagă domn Barbu, nu bagă, pentru că știe că după 4 ani de zile vine ăștia la zicarea, o să vină ăștia la putere înapoi și pe frică de dacă e legea în funcție. Nu mai poate să o aplice. Și de-aia nu bagă. Și l-auzeam pe... Parcă domnul Neagu spunea că... Domnule, Consiliul Județean... Eu nu am treabă cu niciunul, dar vă spun un lucru. Poți să fii președinte de Consiliul Județean, poți să fii primar, cel mai bun gospodar. Dacă nu e ca lor și nu-ți dă bani, nu faci nimic, domn Barbu. Domn Barbu, tu, dacă nu-ți dă bani, poți să fii tu primar. Nu poți să faci nimic. Și chiar și președinte Consiliul Județean, dacă nu-ți dă bani, câte e. Stau și mă gândesc eu așa, ca un nebun, ca un nu nebun, ca un prost așa. Băi, fraților, pe cum să meargă țara asta? Băi, indiferent că ești primar, dar la ce partid ai fi?
Bă, România, bă, dă-le bani, bă, la toți primarii să asfalteze și ăla, aia, să ducă și ăla autostradă. Păi tu dacă le dai bani la ai tăi la 10-15 consilii județene, le dai la cât primare și aia la jumătate de țară, păi niciodată! Niciodată, niciodată generația asta noastră care suntem la 54-55 de ani, noi nici nu o să mai apucăm George, așa ceva. George, da, vă ascult cu atenție. Uite, eu îți dau două exemple, dar ele sunt multe. Eu îți dau două. Anglia, da, care are două partide puternice, Partidul Conservator și Partidul Laburist, nu a conceput vreodată ca un lider marcant al conservatorilor în timpul mandatului conservator să treacă la laburiști. Nu există așa ceva. Îl scui pe lumea în gură pe stradă. Marș, bă, de aici ești prost. Nici de la laburiști la conservatori, decât excepții rare, au dat la 20 de ani. Da. Da? În America, să treacă unul dintre capii republicanilor la democrați, cade America, se prăvălește. Se uită America mută. Cum bă, ăla de la republicani a trecut la democrați? Da. Un prim vicepreședinte, da, un vicepreședinte republican a trecut la democrați în timpul mandatului sau oricum, după alegeri. Păi te scui pe lumea în gură, pe stradă. În România e un obicei. Pe mine ce mă deranjează este că noi, prostimea, nu pricepem cum stau lucrurile. Și am să-ți spun două vorbe și apoi te las pe tine. Da, vă ascult. Când s-a format un EPR-ul, acum trei ani, nu știu când, Doamne iartă-mă, s-a format unul. S-a format numai din trădători, de la liberali și de la PSD, care au fugit și au făcut, vezi, Doamne, un partid care partid n-a participat niciodată în viața lui la alegeri. Sunt de acord, da, corect, așa. Dar partid care l-a ținut pe Emil Boc la putere. Partid care... O secundă, George. Da. Ăștia, trădători ăștia, al lui Oprea, Au ținut guvernarea lui Boc, fără ea nu se putea. Bun. Au făcut spume la gură Antonescu, a făcut spume la gură Ponta, trădătorii, jegoșii, au plecat de la noi, sunt nelegitimi, s-au dus și îl susțin pe Boc, au distrus România. Păi bă, mâncaiași gura lui Ponta și a lui Antonescu. Acum nu se întâmplă același lucru? Ăia care au distrus România, senatorii, deputații ăștia, nu vin președinți de consilii județene, nu se întorc acum, sau nu se întorc, nu vin acum la liberali și la PSD? Nu se pișe ăștia pe electoratul românesc care se uită ca prostul cum se plimbă ei dintr-o parte în alta ca să ciordească? Ba da, George, se uită... Ăia micționează, ca să mai zic că se pișe pe noi, că se uită copii la emisiune. Ăia micționează pe noi, pe 18-19 milioane de oameni care avem drept de vot. De ce? Pentru că suntem atât de idioți încât îi votăm pe ăștia pentru ca peste 4 ani să-i căutăm pe ăștia de la PDL. Să zicem, Doamne, abia aștept să vină PDL-ul la putere, că cine au făcut ăștia ne-au jupuit. Așa cum am făcut cu Iliescu, pe care l-am dat jos că ne furase de insuportabil, și i-am pus pe ăia lui Emil Constantinescu, pe care i-am dat jos, și i-am pus pe aia lui Iliescu, pe care i-am dat jos și l-am pus pe Băsescu, pe care îl dăm jos și îi punem pe aia lui Iliescu. Înțelegi? Dragul meu, George. M-a ascultat și pe mine acum, nu? Normal că te ascult. Domnul Barbu, da. Într-adevăr, acești oameni care au trecut, au format partidul ăsta, care n-au participat la alegeri, s-a format acolo un parlamentare. Oameni ăștia... Trădătorii ăștia care au fost, să țină minte lumea asta care într-adevăr a votat oamenii ăștia. Oamenii ăștia s-au dus acolo la putere și cu ajutorul lor puterea au tăiat salariile. Da. Cu ajutorul lor au tâncit spitalele. Da. Cu ajutorul lor au făcut numai rele. Da. Deci nucleul ăsta care s-a format acolo. Păi eu vă spun un lucru. Eu țin minte pe asta. Era ea la, cum îi spunea, la CES, cu loteria română. Liliana Mică sau Gervasu. Da, după Liliana Mică, da. Da, așa ce. Domnul Barbu, vă spun sincer, o vedeam atunci la televizor. Doamne, să vedeți noi ce o să facem noi. Era parte la conservator, dacă nu mă înșel. Să vedeți ce o să facem când o veni la putere. Când într-o seară, surpriză, zic, ce face măi frate ăsta? Îl lăuda pe ăștia de la putere. Când, fără să-mi dau seama, când aud acolo un EPR-ul. E, până ăștia, până ajutorul la nenorociți ăștia, și au făcut pe ăștia să susțină ăștia să aibă putere, până ajutorul ăștia ia decizii. La trădători ăștia. Georgică, dar ăsta dă-n imagine Valentin Rusu, care până ieri, timp de 3 ani și ceva, a fost deputat PDL și a votat tăierea salariilor, a votat creșterea TVA-ului, închiderea spitalului. Ăsta dă-n imagine. Acum e membru PNL. Domnul Barbu, da. Ascultați puțin, da? Da. Zic cu ăsta, nu te ascult, zic cu ăsta. Păi, ce să-i zic? Trădători și lumea când s-o duce, că ăsta depinde, vine la cazul care vreau să-l păi atunci eu te întreb, cum îi face? Stai mă, că tu mă duci cu vorba. Îi faci pe aia de la un EPR trădători, și eu am recunoscut și spun că sunt niște trădători. Da.
Păi dar pe ăștia care vin acum la tine, după ce au votat tăierea salariilor... Nu vin la mine, că la mine n-are ce să... Nu mă, după ce vin de la PDL. A, da. După ce au închis spitalele, au mărit TVA-ul, au micșorat pensiile, au micșorat salariile și acum vin la PNL, ăștia nu sunt trădători? Trădători și vă spun un lucru. Mă ascultați? Da. Partidele care ia va suferi de pe urma lor. Că țineți minte când vă spuneam eu acum 4-5 luni, vă dăteam exemplu primarului, îmi spunea de la Zlatia, domn Barbu, l-ați văzut ce face ăsta de la PDL-ul, îi colonează 5-600 de aici, arătați și mâna așa de la curvi ca oile și mâna la vot. Ei, și acum surpriză, ăsta 10.000 îmbarcă ăsta la asta. Ei, cum? Și tot așa să vedeți că o să mai trăim și o să vorbim, tot așa o să-i ducă în colonat pe ăștia alții să voteze pe partidile astea alții, unde s-au dus ei unde au trecut. Și vă mai spun un lucru, că tot zice să ne deșteptăm. Nu! Eu vă dau un exemplu. Știți când cred eu că ne vom deștepta? Când îi vede eu, când mă arată la televizor că vine la un colț o mașină de pește și nu se duce nimeni, îi întoarce tot scurul, nu se mai duce niciunul să ia niciun baboi să ne dea o lecție pe senat, e, atunci, eu cred că atunci poporul român începe să se deșepte. Până atunci, cred că nu se va deștepta nimic, că mâine dacă vine și în comuna la mine, sau oriunde e, dacă mâine vine și la Alexandria, la Giurgiu, la Turnu, la București numai, dau capitală că e mare, acolo e banii țării, eu v-am mai spus toate. Mulțumesc mult, mergem la Gala Salomitică. Bună seara, domnule Barbu, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Domnule Barbu, hai să vă dau răspunsul la întrebarea pe care dumneavoastră o insistați și bine faceți. Este întrebarea cheie a acestei emisiuni. De ce primesc cu atâta brațe deschise peneliștii pe acești fugari, pe acești dezertori? După părerea mea, simplu ca bună ziua, acești indivizi sunt indivizii care au fost la putere, care sunt cu vagoanele de bani, care au fost protejați, fug dincolo, primiți pentru că ei vin cu vagoane de bani, le dă peneliștilor care au fost în opoziție, care sărace, sunt săraci, așa, și o strategie în plus, fiind viitorii la putere, vor fi apărați în continuare de averile pe care le-au apărut și apără averile pe care le-au hoțit. Ăsta e punctul meu de vedere. Da. Bine, Mitică, mersi mult. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Salut, Mihai. Vă salut, domnul Barbu. Domnul Barbu, ce pot să vă zic? Astăzi am fost un pic la București și vreau să vă zic că cam toată lumea a fost încântată de ceea ce am discutat cu ei și mai ales faptul că am purtat o eșarfă la gături de culoarea partidului, cam toată lumea mă privea cu ochi și parcă erau oamenii mai indulgenți. Eu cred că cam toată lumea s-a trezit. Am stat de vorbă și cu unul și cu altul și cam toți aceeași opinii și aceeași părere au, că migrația asta politică este un mare rahat, ca să-i pot spune așa. Ce pot să vă zic? M-am ascultat? Da. Așa, deci eu cred din tot sufletul și v-am zis, cam cu cine am stat de vorbă și cu cine am discutat, cam toată lumea este aceeași linie de plutire cu mine și au înțeles odată pentru totdeauna că trebuie să punem capăt la nemernicia asta care se întâmplă în viața noastră de zi cu zi a românilor, care nu pot să-i condamn că oamenii ies în stradă și să întind mâna în milogii după un pește și după un salam. Ei își fac treburile astea, dar în sufletul lor știu unde să voteze și știu pe cine să pună ștampila domnul Barbu. Tu chiar crezi asta, Mihai? Domnul Barbu, deci dacă am un pic de experiență în viață, eu, după părerea mea, sunt sigur 100% că o să le facem o surpriză extraordinară escrocilor și masonilor care sunt la ora actuală la conducerea țării. Mulțumesc mult! Ultimul telefon, Ioana Sărumâna, ești în direct. Bună seara, domnule Tudor Barbu. Eu vin cu o propunere scurtă. Aș vrea ca să-l rog și pe domnul președinte al țării și pe domnul prim-ministru și pe cei doi președinți de camere, Camera Deputaților și a Senatului, ca toți deputații și senatorii care evadează dintr-un partid în altul, de bună voie, rețineți, de bună voie, pe ultima sută de metri, până la sfârșitul mandatului să nu mai voteze, să nu mai fie acceptați la vot. N-ai cum. N-am cum.
Că e curtea constituțională. Trebuie modificată Constituția, nu se poate. Da. N-ai cum. Mandatul lor este un mandat... Știți de ce? Ei au fost votați de un electorat. Care au votat? Cu PDL-ul, cu USL-ul, cu ce au votat? Iar acum... Ei au trădat electoratul și au trecut de partea cealaltă. Lucru care nu este cinstit. Ba da, să spun ceva, Ioana. Mulțumesc pentru vorbele tale. La revedere că trebuie să închid emisiunea. Dar înainte de a pune punct, să-i răspund Ioanei și părerea mea cred că va fi împărtășită de mulți oameni. Ei fac ce fac de 22 de ani pentru că și-au dat seama din minutul 1, absolut din minutul 1, din ianuarie 90, cam ce hal de nație suntem, cam cât de mult suportăm, cam cât de indolenți și nepăsători suntem și cam câtă prostie bântuie în România. De-aia fac ce fac. Ei n-au nicio vină. Ei își fac avere, putere, situație, își cresc copiii în străinătate, copiilor vor fi stăpânii copiilor noștri, dar cine să înțeleagă asta? Îmi scrie un inteligent sau o inteligentă, ești insuportabil. Neînvățând în prostia care o sau îl bântuie că poate să folosească telecomanda dacă sunt insuportabil. Rămâneți pe OTV cei care doriți, urmează Dan Diaconescu Direct, noi ne revedem spre bucuria unora și spre dezamăgirea altora mâine, sper, la ora 18. Până atunci, toate cele bune!